Ok. Deci vreau să încep, am zis asta și în prezentarea precedentă care am făcut-o despre problema 1, dar vreau în general să spun din nou care este ideea principală în spatele machine learning. Cred că cu toții știți și primele slide-uri probabil o să pară un pic introductive, dar mă rog, mă ajută ca să folosesc același limbaj în restul prezentării, ca să pună, ca să, da, să fim cu toții pe aceeași bandă. Deci vreau să încep cu să explic ce înseamnă machine learning și în particular un mod de a ne gândi despre machine learning e în contrast cu alte paradigme de programare. Poate e o comparație un pic ciudată, dar mi se pare că e oarecum relevantă. Deci în mod general când aveți rezolvat o problemă și folosiți, de obicei ce faceți, vă uitați la problemă, chiar dacă e dată prin exemplu ca problema din stânga și atunci ce faceți e încercați să înțelegeți problema, să o rezolvați voi, să găsiți care este soluția, nu? De exemplu, dacă mă uit la exemplele care sunt acolo, presupun că problema îmi cere să zic care este cel mai mic număr în setul ăsta de trei numere și după care scriu soluția. Iar când scriu soluția, practic trebuie să spun fiecare pas care trebuie să-l facă algoritmul. Mă rog, probabil poate fi programa mult mai succint decât ce am scris și aici, am făcut așa. Dar ideea e că în programarea imperativă, practic trebuie să dai fiecare pas calculatorului, trebuie să explici fiecare pas care trebuie să-l facă. Deci tu trebuie să codezi soluția respectivă. În machine learning e o schimbare de paradigmă oarecum, pentru că ideea e că tu nu vrei să prescrii care e soluția, nu vrei să-i spui calculatorul exact cum se rezolve. Tu vrei să descopere el singur soluția. Deci asta este schimbarea principală care se întâmplă. Și când faci lucrul ăsta, atunci ce trebuie să faci? Trebuie să decizi ce formă are soluția. Deci în cazul nostru, dacă ne uităm, e o funcție care pleacă de la trei numere și întoarce un singur număr. Și trebuie să alegi, ok, trebuie să decizi un set de funcții care au proprietatea asta și după care învățarea propriu-zis înseamnă că alege înseamnă să cauți în setul ăla de funcții o anumită funcție care vrei să o întorci. Deci cam asta e ce, algoritmul de învățare cam asta e ce face. E un algoritm de căutare în care tu prescrii un set de soluții posibile și după care algoritmul caută soluții în setul respectiv. Și un approach destul de popular aici e acela de modele parametrice în care intră și deep learning, dar pentru ca să fie lucruri un pic mai simple, ne uităm doar la modelul liniar, în care pur și simplu spunem că ok, funcția noastră mai are încă un parametru, deci pleacă de la R3, cross product R3, deci are ca input doi vectori de dimensiune 3 și întoarce un număr real și funcția ca cu input W și X, întoarce W mulțit cu X. Și acum tot ce trebuie noi să facem este să căutăm, când zicem că vrem să căutăm un setul de funcții, deci care este setul de funcții? Setul de funcții acum e parametrizat de W, de weights. Deci pentru fiecare valoare de W obținem o funcție diferită. Și acum când învățăm, ce practic vrem noi să facem este să căutăm un set de parametri W în așa fel încât produsul ăsta să fie rezultatul corect. Și cam asta e în principiu la machine learning și cred că dacă înțelegeți un pic, mă rog, sunt o tonă de consecințe la approach-ul respectiv, care o să le discutăm cum merg mai departe prin slide-uri și încep să vorbesc despre optimizare și așa mai departe. În schimb, cam asta e ce se întâmplă. Da? Deci am schimbat paradigma de la ceva imperativ în care noi scriam soluția la ceva în care se descoperă soluția automat. Bineînțeles, când descoperă soluția, practic trebuie să o descopere într-un set valid de ipoteze. Deci noi tot trebuie să dăm ceva algoritmului. Nu e ca și cum algoritmul pur și simplu se uită la exemple și vine cu o soluție. Deci noi trebuie să specificăm forma soluției și când specificăm forma soluției, de fapt, încodăm destul de multă informație despre ce soluții acceptăm. Apoi trebuie să avem un alt algoritm de căutare și aici pot să aibă diferite forme, care caută în setul ăsta de soluții care noi le considerăm acceptabile, caută soluția optimă. Bine, și asta e oarecum o descriere limitată la machine learning, pentru că sunt tot felul de elemente care devin mai complicate, dar, mă rog, pentru supervised learning,
În general, cred că să vă gândiți la ce se întâmplă în modul ăsta e destul de ok. Adică dacă ai reinforcement learning și alte lucruri, e un pic mai complicat, pentru că atunci nu ai un target. Dar momentan pentru că nici măcar nu o să trebuiască voi să lucrați cu RL, ignorăm momentan toată partea aia de modele, pentru că e ceva mai complicat. Ok, deci as a starting point, ce avem supervised learning și ne gândim la parametric models. Nu trebuie totul să fie parametric, de exemplu, pentru modele non-parametrice, cum e k-nearest neighbor, ar fi, în general, e aceeași intuiție, singura diferență e că funcția noastră, în loc să primească ca input parametrii W și cu observația X și să întoarcă Y, primește ca input un set de exemple, deci the power set de la X times Y, pentru că practic, modele non-parametrice ce fac se folosesc de exemplele de training pentru a face decizia. Deci pentru k-nearest neighbor, noi avem un set de exemple cu care pornim și de fiecare dată când vrei să răspunzi la o întrebare, ok, care este label-ul lui X, ce faci? Pur și simplu cauți în setul ăla cele mai apropiate exemple de X, de punctul care, query-ul care l-ai și întorci label-ul la punctele care le găsești. De, cum acolo, de exemplu, pentru semnul întrebării, ok, cred că puteți să-mi vedeți cursorul, sper. Să văd și eu, ok. Stai să-l fac un pic mai mare. Ok. Deci pentru punctul ăsta, ce faci? Te uiți să vezi care sunt punctele din training set care sunt cele mai apropiate, le găsești pe astea și după care spui, ok, o să întorc ca label, nu știu, fiecare votează și care este votul majoritar. Deci în cazul ăsta e un pătrat verde. Deci spun că clasa la semnul întrebării e un pătrat verde. Deci asta e o metodă non-parametrică în care tu mereu lucrezi cu setul de training data și mereu, de fiecare dată când încerci să faci o decizie, trebuie să cauți în el. Și pe care versiunea parametrică care am zis că mai înainte, în care ideea e că tu practic iei training setul tău, toate punctele astea, și oarecum îl comprimi într-un set de parametri. Deci tu îi dai o formă la funcție, de exemplu cum ar veni funcția liniară, și cauți în W astfel încât când calculezi WX să-ți dea răspunsul corect pentru toate punctele care le ai. Și când găsești W-ul ăsta, practic W-ul ăsta acum a comprimat toate datele care le ai. Și după care când încerci să folosești modelul, tu nu mai ai nevoie de training set. Deci l-ai folosit ca să găsești W și de acum încolo pur și simplu doar folosești funcția care ai învățat-o ca să răspunzi. Cam asta ar fi diferența principală dintre modele non-parametrice și parametrice. Și rețelele neuronale sunt o particulă, un set de arhitecturi în spațiul ăsta de modele parametrice. Deci ar fi o anumită formă a funcției H care o are. Ok. O să vorbesc un pic despre parametrizări, dar probabil o să acopăr un pic din lucruri care le-am acoperit și în prezentarea precedentă, dar cred că e folositor și vreau să repet lucrurile un pic, nu foarte mult, și după care cred că pe ce vreau să insist un pic mai mult în prezentarea asta e cum găsești setul la W, ce se întâmplă, ce înseamnă optimizarea. Și cred că e folositor pentru că cred că de multe ori voi o să aveți mai mult de a face cu partea asta de optimizare, cu the tuning of the architecture. Pentru că de multe ori o să fie ceva de genul, ok, e o arhitectură standard, un transformer, un nu știu ce, și după care trebuie să-l antrenezi să facă ceva diferit. Și orice se întâmplă, cred că trebuie să interacționezi cu procesul ăsta de învățare și ar fi folositor să înțelegeți un pic cum funcționează procesul de învățare și care ar fi probleme care pot apărea când înveți. Nu o să acoperi tot, evident, o să acoperi un set foarte mic de probleme, dar să acoperi câteva lucruri care se pot întâmpla când încerci să înveți un sistem. Ok, deci cum am zis și în prezentarea precedentă și o să repet și aici, un model foarte simplu de parametrizare care l-am pomenit deja de mai multe ori este modelul liniar, care are forma H de WX, este decât W mulțit cu X. E foarte ușor de înțeles, intuitiv, și e foarte ușor de înțeles geometric, pentru că noi știm ce înseamnă WX, asta este formula unei linii. Dacă încercăm să folosim ca clasificare, să spunem, ok, este WX mai mare ca 0 sau mai mic ca 0, practic ce de facem e că avem un decision boundary, unde împărțim spațiul în două părți și decision boundary e o linie sau un plan, dacă ești în 3D sau un hiperplan, dacă ești în mai multe dimensiuni, dar este, geometric vorbind, este un obiect destul de ușor de înțeles matematic și poți să faci o tonă de teorie. Deci lumea în general le place linear models pentru că
e foarte ușor să prezici ce se întâmplă cu modelul respectiv. Dacă vrei să răspunzi ce se întâmplă cu modelul respectiv, nu știu, într-o altă parte a spațiului, e foarte ușor matematic să poți să spui ce se întâmplă și ce fel de erori o să ai și așa mai departe. În schimb, model liniar nu e foarte puternic. Și exemplul care dădusem în prezentarea precedentă era The Two Moons Dataset, în care vrei să separi cele două luni, cele două semicercuri, și nu poți să le separi cu o linie. Oricum ai roti linia aia și ai translata-o prin spațiu, nu există niciun mod în care ai putea să pui linia în așa fel încât să separi punctele roșii de punctele albastre. Pentru că decizia trebuie să fie non-liniară, nu e o linie. Aceeași lucru dacă problema care o făceam noi, care am spus-o la început, dacă încercăm să o rezolvăm, dacă încerci să calculezi minimum la un set, asta din nou e o funcție non-liniară. Deci nu o să existe nicio linie sau nicio formulă liniară care să-ți dea răspunsul corect. Și noi, dacă încercăm să învățăm problema asta folosind un model liniar, o să găsim o soluție care o să fie ceva diferit. O să minimizeze eroarea oarecum, doar că nu o să încerce să găsească numai minim. Cu exemplele care le-am dat aici, cu exemplele care le dedusem la început, probabil o să zică că alege primul element care poți să reprezint cu o funcție liniară, pentru că întâmplător am pus cel mai mic număr ca primul element în set, numai că evident, când te joci cu problema și dacă răspunsul chiar era să dai numărul minim, nu o să poți să faci lucrul ăsta. Există mai multe metode ca să obții modele non-liniare, nu o să discut acum de celelalte. În schimb, o să intru direct în rețele neuronale, ca după care să putem să vorbim despre optimizare. Deci, o soluție ca să ai un decision boundary care să fie mai interesant este, în loc să folosești un model liniar, să folosești o rețea neuronală care practic e construită din proiecții liniare, deci aici o fi o proiecție liniară, și după care aplici un activation function care e o funcție non-liniară, dar care o aplici de obicei pe fiecare element separat. Nu e neapărat să fie element-wise operation, să-l aplici la fiecare element, de exemplu, există activation functions ca max out și așa mai departe, care le aplici la grupuri de neuroni odată, dar în general, orice funcțiile de activation function care le vedeți în practică o să fie aproape toate element-wise, pentru că sunt foarte eficiente computațional. Dacă încerci să le rulezi pe hardware, e foarte rapid să pot fi paralizate foarte ușor în tot felul de moduri și funcționează destul de bine. Deci, și relu ar fi una dintre activation functions care funcționează destul de bine. Recent, cred că lumea a început să migreze de la relu la variațiuni pe baza la relu, care să fie un pic mai smooth, care să nu fie... Dar, în general, pentru noi, momentan, ne gândim la relu, pentru că e mai ușor de înțeles și celelalte funcții de activare se comportă oarecum. În special, devine piecewise linear, deci e poate fi compusă cu segmente liniare, deci o funcție non-liniară care poate fi decompusă în segmente care au rațe liniară, și aici puteți să vedeți cam cum arată, deci aici ar fi un segment, al doilea segment, al treilea segment și mai departe. Și ideea e că un astfel de model acum poate să separe de casetul acesta. În principiu există o soluție și în general există o teorie care din 89, deși lumea a continuat să lucreze în direcția asta și sunt paper-uri și din 2023 exact pe topicul ăsta, care spune că în general, o rețea neuronală, cel puțin într-un fel de limită, de obicei limita este numărul de neuroni care îi ai, poate să aproximeze orice. Deci ideea e că deci problema nu mai e o problemă de reprezentare în moment. Orice fel de decizie care trebuie să o faci, orice fel de funcție care trebuie să o aproximezi, cel puțin în teorie, dacă ai un model care poți să-l faci cât de mare ai nevoie, o să existe la un moment dat un model care să poate să reprezinte surface-ul respectiv sau să reprezinte the decision boundary care vrei. Asta este un argument pur pe partea de expresivitate, deci tot ce nu îți spune cât de ușor e să găsești soluția asta sau dacă poți să înveți soluția asta din exemple sau câte exemple ai nevoie ca să înveți soluția asta, tot ce spune e că mereu există o soluție. Deci, practic, nu ai nevoie de o altă familie de funcții. Familia asta de funcții e destul de expresivă încât poate să exprime orice ai vrea. Deci, e oarecum suficientă. Dar, după cum știți,
teoria este pentru un MLP cu un singur hidden layer, ăsta nu e modelul care îl folosim în practică. Deci există alte motive pentru care, deși modelul ăsta ar fi suficient de expresiv să reprezinte orice, nu e modelul ideal. Și problemele astea de obicei sunt legate de cât de ușor de optimizat, cât de și de tot felul de inductive biases care vin din model. Am vorbit despre asta în prezentarea cealaltă și pentru cei care nu au văzut-o, poate puteți să vă uitați pe recording dacă pare ok. În schimb, în deep learning, deci care a fost marea schimbare în deep learning, s-a plecat de la MLP-ul ăsta cu un singur hidden layer și am ajuns la MLP-uri cu mai multe hidden layers și după care la tot felul de alte arhitecturi de genul ConfNet, Transformer și așa mai departe. În schimb, în toate arhitecturile moderne cu care ați lucra, modelele astea mereu sunt adânci, mereu au multe layere. De obicei, câteodată destul de multe, nu? Adică ajungi să ai 36 de layere, nu știu, pentru un ResNet poți ajungi să ai 100 de layere. Și o întrebare este de ce ai vrea să ai atâtea layere? Cum am explicat în prezentarea cealaltă, un argument care a fost făcut inițial și care încă e un argument care e destul de bun este că cu cât modelul e mai adânc, cu atât poate să devină mai expresiv. Și acum tot ce contează e cum definești expresivitatea. Un mod de a defini expresivitatea dacă folosești modele cu RELU e să te uiți la numărul de segmente. Deci cu cât e modelul mai adânc, cu atât ai mai multe segmente. Deci poți să reprezinți mai multe lucruri cu un model mai compact, un număr mai mic de... Sunt câteva observații interesante aici. Vreau doar să fac o observație pentru că mi se pare mai interesant și poate... mulți dintre voi să găsiți lucrurile astea interesante sau, mă rog, poate o să vă facă să fiți din ce în ce mai interesați în rețele neuronale. Observația e că numărul de regiuni, numărul de segmente cu care faci funcția asta piecewise linear e finit. Asta iese din toate construcțiile care am făcut anterior, numărul ăsta e finit. Ceea ce înseamnă că trebuie să existe un număr de regiuni care au volum infinit, care se întinde spre infinit. Deci dacă împărțim, de exemplu, dacă avem linia, o să ai un segment în dreapta și un segment în stânga care se întind până la minus infinit și până la plus infinit respectiv. Care înseamnă că dacă ne uităm, dacă încercăm să modelăm o funcție, orice funcție vrem, și ne uităm pe întreg domeniu, de la un moment dat încolo, MLP-ul nostru se comportă exact ca o funcție liniară. Care mi se pare că e o observație destul de interesantă, pentru că dacă tu vrei să spui ok, am să pot să reprezint, nu știu, o funcție ceva mai ciudată, de exemplu, sine wave. Pot să fac un sine wave, pot să le reprezint cu un MLP. Răspunsul e nu, cel puțin dacă ai MLP cu RELU-ul, la un moment dat încolo MLP-ul tău trebuie să se comporte liniar. Modelul tău se comportă interesant doar pe o anumită regiune unde ai toate funcțiile astea de inflexiune și unde ai mai multe segmente cu care poți să faci lucruri. Deci dacă ne gândim, nu știu, știi că sunt întrebări de genul ce poate să facă o rețea neuronală și ce nu poate să facă o rețea neuronală, definitiv sunt lucruri care nu poate să le facă. Argumentul care am dat aici este destul de limitat, pentru că e legat numai de rețele, cel puțin argumentul teoretic care poți să-l faci, e legat doar de rețele care au doar RELU ca activație, care, mă rog, transformă și așa mai departe, au tot felul de alte activări, de genul softmax și așa mai departe, care... înseamnă că funcția nu mai e un piecewise linear function. Deci lucrurile devin mai complicate. Dar oarecum intuiția poate fi transmisă. Sunt anumite similarități și chiar dacă modifici funcția de activare, tot ajungi să ai anumite limitări. Și vreau doar așa să vă dau un fel de intuiție de ce modelele astea încă sunt limitate într-un anumit fel sau altul. Deci dacă, nu știu, au zis lumea care vorbește că ok, am ajuns la un punct în care doar trebuie să arunc mai multe date la un transformer și să fac mai mare și nu știu, poate să facă orice vrei tu, nu e chiar așa. Adică sunt niște limitări fundamentale la modelele astea, care, mă rog, poate sunt un fel de mathematical gimmick, că mereu mergi spre infinit ca să arăți că nu poate să facă anumite lucruri. În schimb, din punct de vedere teoretic, sunt acolo, sunt limitări, sunt anumite funcții care nu poți să le reprezinți. Deci nu poți să reprezinți chiar ce ai vrea. O altă întrebare care am discutat-o și în prezentarea cealaltă este, ok, dacă e să ne uităm la o mărime de expresivitate, la o cantitate care măsoară expresivitatea, cum ar fi numărul de segmente, este un model deep learning mai bun pentru că are mai multe segmente? Și din nou răspunsul oarecum e nu, pentru că numărul de segmente care îl obții cu modele relativ micuțe, de genul, nu știu, 200 de hidden units sau așa mai departe, care nu folosim modele mult mai mari în practică, numărul de segmente este foarte mare
Și poți să observi din construcțiile care le facem că segmentele astea de fapt sunt oarecum simetrice una față de cealaltă. Deci nu poți să ai mai multe segmente decât un model cu un singur hidden layer, decât dacă oarecum introduci tot felul de simetrii în ce fel de funcții poți să reprezinți. Și și asta este motivul de fapt oarecum pentru care deep learning funcționează atât de bine. Pentru că tu introduci un fel de inductive bias, care sunt simetriile astea, care poate nu putem să-l înțelegem, nu știm exact ce înseamnă, dar e un fals auto foarte folositor pentru datele pe care încercăm să antrenăm de obicei. Și ca să ofer și o altă perspectivă, rețelele neuronale nu sunt singurul tip de model care are the universal approximator property. Deci sunt alte modele și cu toate astea tot folosim rețelele neuronale. Le folosim din cauza la inductive biases, la simetriile astea sau alte proprietăți care le au, care te ajută să înveți mai bine și mai repede pe datele de care ne pasă nouă. Deci nu e vorba doar de cât de expresiv e modelul, contează și ce fel de bias are. Și dacă ne uităm în literatură, nu știu, până în 2013-2014, când deep learning a devenit foarte popular, cam asta era explicația de obicei care era dată la ce înseamnă că modelul e adânc, cu ce te ajută că e modelul adânc. Era ideea asta de a descoperi features care sunt hierarhical. Deci te puteai să spui că, ok, pentru un convolutional neural network, în cazul ăsta, cred că știți cu toții ce înseamnă un ConvNet, pe primul layer descoperai Gabor filters, care sunt doar filtrele astea simple, care sunt observate și în neuroscience, care te ajută să descoperi unde există o linie, unde sunt colțuri și așa mai departe. După care, în layer următor, aici dacă îl învățai pe fețe, începea să descopere părți ale feței, de exemplu un nas, un ochi, o gură și așa mai departe, și după care le punea împreună pentru a detecta fețe. Și de ce ideea asta că aici e un... același lucru făcut, cred că, cu MLP-uri, dar pe MNIST, și era ideea că cu cât te urcai mai sus în layer și te uitai în spațiul ăsta, spațiul devenea oarecum semantic, avea o semantică mai ușor de înțelasă. De exemplu, dacă mergeai între 9 și 3, observai transformări de genul ăsta. Deci nu pur și simplu se schimbau pixelii peste tot în imagine, ci noul se transforma încet într-un 3. Care pare destul de natural. Și deci cam asta e o oarecare intuiție la ce se întâmplă. Deci sunt simetriile astea care nu le înțelegem, dar intuitiv putem să ne gândim la ele că ce se întâmplă când faci modelul mai adânc e că creezi features-urile astea care sunt o funcție de features-urile care sunt pe layer-ul anterior și care oarecum au structura asta hierarchical structure, când devin din ce în ce mai abstract și mai care să aibă o semantică mai care poate fi înțelasă de noi. De altfel să spun că atât e o intuiție foarte bună și o intuiție foarte, foarte ajutătoare. Și de exemplu, dacă aveți un model și încercați să vă uitați la el și să vedeți ok ce se întâmplă, și vreți să vedeți, nu știu, unde intuiția asta că feature-urile sunt din ce în ce mai abstracte cu cât uiți în ierarhia modelului, e destul de folositoare, pentru că vă ajută să știți că okay, dacă vrei să introduci o probă ca să vezi ce se întâmplă, cam pe unde să o introduci sau cum să te gândești, de unde să începi. Știi? Dacă ai un model cu 100 de layere, poate e un pic scary așa să spui, ok, acum ce fac, am prea mulți neuroni la care trebuie să mă uit, îți dă cam o impresie la ce să te aștepți dacă te uiți la neuronii din layere diferite. Dar în același timp, sunt două observații care sunt folositoare să le țin minte. Unul, e foarte ușor pentru noi să ne uităm la un neuron, să vedem la ce răspunde, la ce fel de imagine răspunde și să spunem, oh, ok, neuronul ăsta reprezintă, detectează un ochi sau neuronul ăsta detectează dacă e o mână sau mai știu eu ce. Numai că știm din existența la adversarial examples că semanticile astea nu sunt chiar corecte. Deci în niciun caz să nu credeți că neuronul ăla chiar e un ceva care răspunde doar dacă vede o mână sau doar dacă vede nu știu ce obiect care are o semantică oarecum ușor de înțeles. E foarte ușor să construiești adversarial examples în care poți să iei un neuron. Deci poți să, și cred că asta era paper-ul care l-am citat aici din 2018, ce încercai să facă e nu neapărat să te facă să dai label-ul greșit, deci tu poți să răspunzi tot cu label-ul corect, tot să spui, de exemplu, ai o poză cu un lama și poți să spui că tot e o lama, deci nu oarecum nu încerci să păcălești modelul. În schimb,
poți să faci modelul să ia decizia că e un lama folosindu-se de features care total nu au înțelegătură. Ok, poate să explic. Deci aici, dacă te uiți și încerci să înțelegi ce face modelul, inițial, în general, dacă te uiți, vezi că când decide că în imaginea asta e o lama, se uită la punctele astea, care sunt practic unde e animalul. Deci poți să vezi exact maparea dintre ele, să spui ok, da, se uită după un ochi, se uită după forma feței, să aibă shape-ul ăsta și așa mai departe, deci îți dă seama că e un lama. În schimb, tu poți să perturbezi un pic imaginea în așa fel încât modelul să se uite doar la background și tot să prezică că e un lama. Deci ideea e că unitățile astea, semantica lor e un pic greu de înțeles. E o semantică acolo, e ok să o folosești în mod intuitiv. În machine learning, de cele mai multe lucruri, cam așa stau lucrurile. Mereu poți să atribui semantici la diferite componente ale modelului și să poți să spui că componenta asta face ceva anume, nici componenta asta se uită pe secvență în trecut ca să extragă nu știu ce informații și așa mai departe. Și e destul de ok să te folosești de intuițiile alea, să le folosești să construiești arhitectura sau să faci debugging la ce nu merge sau mai știu eu ce. Dar în același timp, aproape orice intuiție, orice mapare semantică care o faci sau orice interpretare care o dai unei rețele neuronale poate fi falsificată. Deci mereu poți să găsești exemple când arhitectura nu se comportă cum crezi tu. Și ăsta e un lucru care e ok e bine de știut și e ok de înțeles. Nu înseamnă că nu trebuie să te folosești de intuițiile astea sau nu să te folosești de construcțiile astea, e doar că trebuie să știi că ok, suntem foarte departe de a spune că putem să interpretăm cum funcționează rețea neuronală și putem să spunem exact că ok, componenta asta face X și numai X. Asta nu putem să garantăm niciodată. Putem să spunem că de obicei, de cele mai multe ori face X și putem să ne gândim la ea ca și cum ar face X, dar trebuie în mintea noastră să fim conștienți că câteodată poate să facă ceva total diferit și poate să nu se comporte cum trebuie. Un alt lucru care vreau și poate, nu știu dacă s-am apuc să mă vorbesc mai încolo, dar un alt lucru care vreau să mai spun e că e un lucru care am observat la foarte mulți researchers. Deci din 2000 până în 2017-18, aveam rețelele astea neuronale adânci și intuiția principală era că cu cât te duci în layer mai sus, cu atât ai features care sunt mai abstracte și care reprezintă, nu știu, părți de obiect și așa mai departe. Și e o intuiție care cred că multă lume o are și multă lume cam așa se gândește la rețelele neuronale. Vreau să doar să explic odată ce adaugi skip connection și acum în ziua de azi aproape orice arhitectură are skip connection. This hierarchical view nu mai e chiar atât de corectă, pentru că ce se întâmplă e că modelul nu e forțat să folosească the residual path, să folosească unde partea non-liniară. De multe ori merge prin skip, poate o să explic mai bine odată ce introduc ce înseamnă like a skip connection, dar ideea e că intuiția asta de hierarchy of features breaks down un pic când ai skip connection, pentru că tu nu trebuie neapărat să construiești un feature în layerul 5 folosind featuresele din layerul 4. Poți pur și simplu să sări și să faci un feature în layerul 5 care să fie doar o funcție de features în layerul 1. Și atunci nu mai există ierarhia asta când ok, featurele din layerul ăsta trebuie să depindă de featuresele din layerul anterior din cauza la skip connection-ul ăsta. Și se schimbă un pic cum probabil ce fac featuresele astea și cum funcționează rețeaua neuronală și mi se pare că e ceva care nu e atât de des luat în considerare când ne gândim la cum se construiesc reprezentările astea în intenție mai abstractă. Ok. Da, deci să repet din nou, dacă aveți întrebări, ridicați mâna sau pur și simplu începeți să vorbiți și putem să comentăm. Da, nu știu, există vreo întrebare momentan sau să continui înainte? Ok. Dacă nimeni nu zice nimic, presupun că e tot ok și am să continui. O singură întrebare. Da, sigur. Cum funcționează skip list într-o rețea convoluțională în care contează care e mărimea la final a imaginii? Ok, când te gândești când se schimbă rezoluția de la sau mărimea imaginii de la un layer la altul. Da, exact. Da, ok, deci în ResNet, în care de obicei se folosesc skip connections, nu schimb mărimea imaginii. Cam asta e ideea. Deci, bine, poți să mai faci diferite. Adică, presupun că poți să faci cam ce vrei. Dacă chiar vrei să faci ceva de genul ăsta, poți să faci
upsampling, poți să ai mai multe pathways care să funcționeze la diferite rezoluții și chestiile astea să aibă adâncimi diferite, dar în general la ResNet, dacă sper să nu zic prostii, pentru că n-am mai lucrat cu ResNet de ceva timp, ResNet pur și simplu ideea e că păstrezi dimensiunea aceeași. Nu mai faci pooling sau subsampling, cum era la LNET sau mai știu ce, la rețele mai, sau la VGG sau mai știu ce, rețele astea mai tradiționale care nu au skip. Da, e o întrebare destul de bună. Deci, odată ce ai skip, practic presupui că dimensiunea la hidden state-ului tău nu se modifică. și poți să te gândești că ce faci tu, de fapt, e că înveți un fel de corecție. Spui că, ok, când merg de la layer-ul 1 la 2, ce se întâmplă e că răspunsul la layer-ul 2 e răspunsul la layer-ul 1 plus o corecție care e partea care o înveți. Deci e un fel de... Ok. Mai e altă întrebare sau să continui? Nu, am înțeles. Ok, perfect. Atunci să continui. Ok, deci am vorbit un pic despre cum se parametrizează modelul și acum întrebarea e, ok, dacă găsim o parametrizare, de exemplu modelul liniar de care am vorbit până acum, în care h de w, x e w mulțit cu x, cum găsim w? Ce se întâmplă? Cum se petrece procesul de cotare? Care e procesul de învățare? Și în principal, notația asta nu e tocmai corectă, dar o folosesc pentru că mi s-a părut că poate e un pic intuitivă, poate nu e intuitivă, dar în principal cred că ce vrei tu e, ok, ai o funcție care are niște parametri theta și are observația x și ai un label sau un target care este y, care ce vrei tu să-l întoarcă funcția și ce trebuie atunci e să definești o distanță care poți să definești cum vrei tu. Dacă ne gândim la astea ca puncte, pur și simplu iei lungimea segmentului dintre h și y. Și ce ai vrei tu e să găsești parametrii theta în cazul ăsta, în așa fel încât dacă integrezi distanța între ce îmi dă h și ce ar fi trebuit să obțin, chestia să are volum minim. Deci tu vrei practic dacă mă uit pe tot domeniul pe care există x, vreau ca peste tot h să întoarcă exact valoarea care aș fi vrut-o eu pentru y, dacă are sens. Și cam asta avem noi în principiu. În practică nu putem să calculăm integrala asta sau nu putem să ne uităm la întreg domeniu. Nu știu dacă integrala e neapărat cel mai bun cuvânt aici, dar ideea e că nu vrem să ne uităm chiar pe întreg domeniu. Nu putem să ne uităm pe întreg domeniu. Nu avem cum să calculăm lucrul ăsta într-un mod ușor. Și atunci trebuie să aproximăm cantitatea asta de care ne pasă nouă. Și noi ce avem? Noi avem un set de puncte. Avem câteva puncte X care ni l-a dat cineva și avem ce target aveam pentru Y. Și atunci înlocuim integrala asta, o aproximăm cu o sumă sau, mă rog, cu un average. Nu contează, e cam același lucru pentru ce contează, pentru ce urmează. Deci, pur și simplu, aproximăm cantitatea asta cu o sumă. Și noi ce spunem e că, ok, vrem parametrul theta, astfel încât suma distanței între output-ul la funcția mea și target să fie minimă. Deci, practic, încercăm să minimizăm o funcție. Cam asta e conceptul și funcția asta e o sumă peste dataset-ul care îl avem noi și ne uităm la o distanță. Distanța asta putem să numim eroare sau loss sau mai știu ce, dar în general e vrea să fie un distance function. De multe ori folosim ca el care nu e neapărat distance function pentru că nu respectă în matematică, ca să fie o distanță trebuie să aibă anumite proprietăți și ca el nu respectă perfect proprietățile alea, dar nu contează. În general e o distanță sau o eroare care ne spune ok, cât de diferit e output-ul la modelul meu față de ce ar trebui să obțin și deși pe noi ne interesează ce se întâmplă pe întreg domeniu, ce putem face când antrenăm e pur și simplu ne uităm pe datele care le avem și încercăm să minimizăm eroarea pe datele care le avem. Dacă ne gândim doar la procesul de minimizare a datelor, deci o problemă care o avem când modelul nu e liniar, e că dacă ne uităm la cum arată eroarea asta, sau mă rog, suma asta a distanțelor, ca o funcție de theta, să presupunem că theta e 1D, e doar un singur parametru, atunci poate să arate într-un mod arbitrar. Deci dacă desenezi this low surface, poate să arate oricum și poate să aibă multe puncte în care funcția e minimă. Și pentru noi e ok doar să găsim pe 1, să găsim pe cel care are valoarea cea mai mică. Dacă cam așa arată funcția. Și
În general, matematic, dacă vorbim, dacă ok, dacă spui ok, vreau să minimizez funcția asta, nu există o metodă de a calcula în closed form, nu mai știu cum se zice în română, să calculezi soluția din prima. Deci nu poți să calculezi, poți să te uiți la formulă și să spui ok, soluția asta o să fie minimă când se întâmplă așa și așa. Deci tot ce poți să faci e să încerci să găsești un algoritm care într-un mod iterativ să încerce să găsească o soluție. Nu e singurul lucru care poți să-l faci, dar aici ajungem să facem. Deci când folosești gradient descent, e construiești algoritmul ăsta care în mod iterativ încearcă să găsească un W care să meargă cât mai bine. Și nu știu, mie mi s-a părut mereu când am mers pe derivarea asta, m-a ajutat foarte mult pe mine personal să înțeleg cum e gradient descent. Deci ideal ce facem noi, spunem, ok, avem linia asta care arată foarte ciudat, care nu știm ce să facem cu ea. Numai că dacă fac zoom in și mă uit foarte într-o regiune foarte mică a liniei, atunci pot să loss surface-ului, atunci pot să o aproximez cu o linie. Deci în cazul meu, dacă am suprafața asta, în jurul la unde mă aflu, să zic că am ales un punct aleatoriu de unde încep, în jurul unde mă aflu pot să aproximez suprafața cu o linie. Și mă rog, există motive, dacă voi ați învățat pe Taylor expansions, dar pentru orice funcție poți mereu să o aproximezi, poți să-i faci o aproximare liniară. Asta e o chestie fundamentală și cred că 95% din machine learning poți să înțelegi dacă știi ce înseamnă un Taylor expansion, dacă știi cum poți să aproximezi o funcție, să liniarizezi o funcție. Cam asta e majoritatea timpului tot ce facem. Deci cum funcționează gradient descent? Spunem, ok, suntem la o poziție oarecare, aproximăm funcția cu o linie. Seama pentru că am aproximat cu o linie, știm cum să optimizăm linia. Știm că unde e minimul la linia asta. Din păcate, minimul nu e nicăieri interesant. Minimul la orice linie o să fie undeva la plus infinit sau minus infinit. Dacă e în 1D, dacă e în mai multe dimensiuni, un pic mai diferit. Dar anyway, e oarecum minimul e mereu la infinit. Pentru că linia are un slope și continuă să crească sau să coboare, depinde cum e. Și deci, dacă mă uit la linia asta punctată și încerc să văd unde e minimul linie, o să fie undeva departe aici la infinit, care nu e neapărat interesant, pentru că știu că suprafața de care m-a interesat pe mine inițial nu o să aibă minimul tot la infinit. În schimb, în același timp, știu că și linia asta aproximează suprafața care mă interesează pe mine doar în jurul punctului ăsta. Dacă merg prea departe, linia nu o să mai fie o aproximare bună. Atunci ce fac e că desenez o regiune în cerc care spun că ok, vreau să găsesc minimul la linia mea, dar în regiunea asta unde știu eu că linia mea aproximează funcția care mă interesează. Și atunci, practic, minimul ăsta o să fie unde se intersectează linia cu cercul, fie într-o parte, fie în cealaltă. Cam asta e ce se întâmplă. Și cam așa funcționează gradient descent. Deci de fiecare dată aproximăm suprafața cu o linie. Ne construim un trust region, o regiune în care avem încredere în aproximarea noastră și încercăm să găsim minimul la aproximarea noastră în regiunea respectivă, care dacă facem o aproximare liniară, atunci minimul e mereu unde se intersectează linia cu boundary-ul la regiunea noastră. Sau dacă e în high dimensional space, o să fie în hyperplane și așa mai departe, dar nu contează. Dacă e să scriu asta matematic, arată ca o optimizare constrânsă, constraint optimization, nu știu dacă așa se zice în română, în care spunem că ok, ce vrem noi să optimizăm, în loc să încercăm să optimizăm loss-ul de theta, scriem că ok, avem loss-ul de theta plus un delta și ce căutăm acum este un delta care să-l adăugăm la theta în așa fel încât să minimizeze loss-ul, numai că descriem loss-ul ca o aproximare liniară și aproximarea liniară la un loss, dacă folosești un first order Taylor expansion, arată în modul următor. Deci aproximarea liniară la funcția asta este valoarea funcției în punctul theta, în jurul la care facem liniarizarea, deci valoarea în punctul ăsta, plus delta-ul care îl adăugăm noi, deci chestia care modificăm, înmulțit cu gradientul funcției. Și asta îți spune, practic, desenează linia respectivă. Și asta vrem noi să minimizăm. Știm că minimul ăsta o să fie la infinit, așa că mai adăugăm un constraint care spune că ok, vrem să minimizăm asta, dar delta ăsta care îl adăugăm noi trebuie să aibă norma mai mică decât epsilon. Deci aici definește cercul. Deci spunem că ok, ce adăugăm noi nu poate să fie mai mare decât epsilon.
Vă spun că știți ce înseamnă un gradient și așa mai departe, dar vreau oarecum să adaug slide-ul ăsta, pentru că cred că e folositor. Deci, gradienții și așa mai departe, cred că ce vreau eu să zic în lecture-ul ăsta e că gradienți și derivate și așa mai departe sunt extrem de folositoare ca să înțelegeți cum funcționează rețea neuronală. Deci, dacă o să ajungeți într-o situație în care trebuie să faceți debugging pentru că modelul nu merge cum trebuie, de multe ori, dacă te uiți la gradienți, poate să-ți dea o tonă de informație la ce se întâmplă greșit. Ca intuiție, ce înseamnă un gradient? Deci gradientul e, sau derivata e o limită în care spui că ok, vrei să vezi cum se modifică funcția ta dacă adaugi epsilon, când faci epsilonul ăsta să meargă spre 0. Deci te uiți la diferența între output-ul funcției față de cât de mult ai modificat input-ul funcției și calculezi limita asta. Deci, ce îți spune gradientul e că, ok, dacă perturb sau dacă modific un pic input-ul sau dacă modific un pic parametrul, ce se întâmplă cu funcția mea? O să crească, o să scadă sau ce o să facă? Și, de exemplu, un mod, și gradienții pot fi calculați atât cu, pot să-i calculez ca o funcție de parametri sau ca o funcție de input, pentru că, după cum am zis, noi când construim aici-ul ăsta care o să folosim de acum încolo, sau modelul nostru are practic doi, de obicei parametrii nu sunt trecuți ca input al modelului și ne gândim la ei ca fiind ceva separat, dar dacă e să ne gândim matematic, e pur și simplu o funcție de doi parametri. Unul e parametrii care învățăm tita și altul e observația x. Deci noi putem să calculăm gradienți nu numai cu respect de tita, dar și cu respectul x. Deci putem să calculăm ce vrem noi și putem să vedem în același mod, like, de exemplu, dacă adaugi un pic, dacă modifici x un pic, cum o să modifice funcția ta. Și asta, de exemplu, e un mod, dacă vrei să interpretezi ce faci un model, asta e un mod în care lumea a fost și destul de des și care poate e, dacă poate chiar știți de el, dacă nu știți de el, e folositor, e ideea asta de saliency maps, când practic calculezi gradientul cu respect de input și după care poți să vezi, like, ok, care sunt pixelii care dacă îi modific, o să modifice cel mai mult decizia modelului. Și când arătasem înainte, când vreau să arăt adversarial examples cu Llama, cam la asta mă uitam, la saliency maps. Și aici, practic, e poza inițială și deasupra, ca și culoare, e magnitudinea gradientului. Deci cât de mult se modifică funcția dacă modifici pixelii ăia și observi că, na, pentru un model care detectează o pasăre sau nu știu ce face modelul ăsta, de obicei se uită la regiunea asta și, practic, dacă modific pixelii în background aici, nu o să modific funcția deloc, în timp ce dacă modific pixelii aici unde sunt, unde chiar e pasărea care detectează, atunci o să modific decizia modelului. Deci saliency maps pot fi folosite ca să înțelegeți cât de mult un model se folosește de o anumită parte a inputului, a observației, sau de un anumit hidden layer, sau de un anumit neuron, sau de un anumit subset de neuroni, sau mai știu eu ce. Deci pentru orice componentă a modelului poți mereu să calculezi gradienții și după care să vezi cât de sensitiv e modelul față de partea respectivă, care mi se pare că e un lucru destul de important. Ok, nu cred că contează atât de mult matematica, nu am pus aici doar așa, puteți să vă uitați la după, dar ideea e că dacă ai o problemă de unde am plecat noi, ai problema asta în care ai o restricție, atunci poți să rezolvi folosind Lagrange Multiplier și când folosești Lagrange Multiplier, ce se întâmplă e că practic obții o ecuație de gradul 2 la care știm să calculăm minimul. Deci cam asta era toată ideea. Deci pentru că am ales aici ca să facem o aproximare liniară, și pentru că constraint-ul ăsta e un delta squared, ce obții e ecuație de gradul 2, la care știm cum să-i găsim minimul, e pur și simplu e când faci gradientul este egal cu 0 și care poți să rezolvi și dacă rezolvi, obții formula de care o știm cu toții, care este că la fiecare pas scazi gradientul mulțit cu un fel de learning rate. Learning rate-ul e practic vine de la constraint-ul respectiv. Și aici cred că explicam exact lucrul ăsta. Deci, care este ideea la learning rate? Learning rate-ul practic e invers proporțional, da, invers proporțional sau proporțional cu mărimea la regiunea asta care o construiești în jurul la tita. Deci dacă ai un learning rate mai mare, înseamnă că presupui că linearizarea modelului tău e corectă pentru mai mult. Deci pot să fac un pas mult mai mare pentru că aproximarea asta care am făcut eu la funcție e ok și e corect. Și dacă îmi spune că dacă merg spre dreapta o să scadă funcția, e adevărat cu cât mai încolo.
cu cât ai learning-ul mai mic, îți spui că ok, aproximarea asta mea nu am încredere în ea foarte mult, dacă fac un pas destul de mic, lucrurile se schimbă. Da, și cam asta e cum poți să gândești la learning rate. Și de ce, dacă ai un learning rate care e mult prea mare, modelul tău nu o să ajungă să găsească un minimum, pentru că practic tu atunci ajungi să minimizezi funcția asta liniară cu care aproximezi loss-ul tău, care nu mai, la un moment dat nu mai are nicio legătură cu loss-ul pe care îl minimizezi. Atunci ajungi să faci niște pași care sunt mult prea mari. Ok, bun, și la timp. Deci cum calculăm noi gradienții ăștia? Gradienții practic îi obții prin chain rule. Deci practic ce face că ok, pleci de la output și pentru fiecare component a modelului tău poți să-i calculezi, practic, jacobiană se numește, calculezi cât de sensitiv e fiecare output, dacă e un output multidimensional, cu la input și ajungi să ai, practic, când calculezi chain-ul, dacă mergi de la output înapoi, ajungi să ai ceva de genul, ok, care este derivativa la loss cu respect la output modelului, după care mulțumesc și asta cu partial derivative de la outputul modelului cu respect la H-ul ăsta, care este layer intermediar, care, după care poți să mulțești cu partial derivative. Și ideea e că mereu chain rule te ajută să descompui gradientul în termenii ăștia care se mulțesc și după care tu poți să analizezi fiecare termen în parte sau poți să începi să discuți ce se întâmplă când mulțești termenii ăștia împreună, cum se comportă unii cu alții. Backprop, partea principală la backprop, secretul la backprop, nu că e neapărat aveți nevoie să știți, dar poate e folositor de spus, e că dacă e observația simplă că dacă începi de la output, care e un scalar, care e o singură valoare în R, și mergi înapoi, deci, pentru că asta e decât un produs de matrici, deci aș putea să plec de la X să merg în sus când calculez gradientul. Sau pot să le calculez separat și să le mulțesc în orice ordine vreau eu, pentru că n-ai. Decât un produs de matrici, aș putea să fac operațiile astea noi ce ordine aș vrea. Backprop, algoritmul respectiv, e practic doar ideea asta că încep de sus, de la loss, și calculez gradientul mergând înapoi, înmulțind cu termeni cum cobori în jos. Și motivul pentru care vrei să faci lucrul ăsta e pentru că gradientul ăsta de aici e un vector și dacă calculez mergând înapoi, am mereu de mulțit un vector cu o matrice, care computațional e mai ieftin. În timp ce dacă încep de jos și merg în sus, o să am înmulțit o matrice cu o matrice, după care cum cu o matrice și așa mai departe, și abia la sfârșit înmulțesc un vector, care înseamnă că o să am de făcut mult mai multe calcule. Și o tonă de research sau o tonă de gândire în spate ăsta intră, sau de ce e important să fii conștient că asta e gradientul, că e chain rule-ul, pentru că atunci poți să începi să te gândești la diferite componente ale modelului tău. De exemplu, dacă te gândești la funcția de activare, o mare parte din ce face lumea e că se uită să vadă ok, cum se comportă gradientul prin funcția ta de activare. Deci nu poți să te uiți doar la jacobianul ăla micuț de acolo, care se uită decât la ok, cum sunt gradienții doar prin funcția de activare, indiferent în ce model o folosești și cum arată, și poți să vezi dacă gradienții, de exemplu aici avem desenat cum sunt gradienții prin sigmoid function, nu știu cât de clar se vede, deci ai sigmoid function și după care poți să vezi la gradient și poți să vezi că gradienții sunt de fapt destul de mici și deci funcția de sigmoid nu e foarte bună pentru că de multe ori gradienții ăștia se saturează și devin zero și nu prea ai informație ca să înveți. În timp ce gradienții prin relul e mereu 1, dacă e în partea reală, și e mereu 0 în partea asta, care poate din nou să aibă probleme, dar măcar știi că atât timp cât unitatea e activă, deci când input e mai mare ca 0, atunci gradientul se comportă foarte bine. Deci e practic 1, nu are niciun efect. Și aici sunt alte activation functions și când te gândești la L-ul, la gag-ul, la mai știu eu ce, o mare parte din ce face lumea când a derivat funcțiile astea de activare e să se gândească la cum arată forward-ul, dacă e bounded, dacă nu e bounded și așa mai departe, și cum arată gradientul. În același fel puteți să analizați, da, nu știu, dacă ți se pare că modelul nu folosește o parte de input, din nou, poți să te uiți să vezi, ok, dacă mă uit în chain rule când calculez gradientul de la output la partea asta de input, e vreo componentă sau ceva unde gradienții dispar sau explodează sau se comportă într-un mod ciudat. În general, e foarte folositor.
Ok, și acum dacă punem toate astea împreună, cam așa arată gradient descent. Deci pleci de undeva random și în mod repetat faci aproximarea losului tău cu o funcție liniară și încerci să rezolvi funcția liniară într-un spațiu restrâns. Și atunci ajungi și poți să te gândești, mie îmi place să mă gândesc că am luat surface-ul să arate așa și mă gândesc la modelul meu ca o minge pe chestia asta care pur și simplu jumps around în funcție de gradienții respectivi. Și aici, de exemplu, la pasul ăsta am făcut... Pentru că trust region-ul meu era mult prea mare, am zis, ok, o să minimizez funcția asta și o să țar aici. Și aici, pentru că am sărit, acum când recalculez aproximarea mea liniară, mă duce înapoi. Pentru că nu am sărit mult prea mult și dacă continui să fac asta, la un moment dat o să ajung să mă opresc aici, unde este soluția minimă. Cred că ce altceva care e important e ideea asta de local minima versus global minima. Deci ideea e pentru că optimizarea e un proces iterativ în care faci un fel de căutare locală. Deci mereu te uiți doar în jurul la punctul la care ești. Nu poți să cauți global pe întreg domeniul funcției. Atunci tu practic ce poți să garantezi matematic e că o să convergi la un punct unde gradienții dispar, unde gradienții sunt zero, care o să arate ca un fel de minima. Deci dacă să ne uităm la funcția aia, o să arate ca un U-shape acolo, unde gradienții dispar. Numai nu trebuie să fie global minima. Nu trebuie să fie cea mai mică valoare care funcția ta poate să o aibă. E doar că pur și simplu orice valoare în jurul punctului respectiv o să fie mai mare decât valoarea punctului respectiv. Și dacă luăm o funcție arbitrară, de exemplu funcția de aici sau mai știu de aici, asta pare o problemă destul de mare. Și ăsta e, cred că, motivul pentru care în anii 90 și chiar și în anii 2000 lumea nu prea vrea să folosească rețele neuronale, pentru că te gândești la procesul de optimizare și spui că ok, nu pot să zic nimic despre cum arată funcția asta, ci funcție, loss surface la o funcție la o rețea neuronală poate să fie destul de urât. O să spui, ok, ce șanse am eu să descoper ceva folositor dacă sunt într-o suprafață ca asta și fac procesul ăsta de căutare local. Și cred că singurul motiv pentru care am ajuns să folosim rețele neuronale în ziua de azi e pentru că au existat persoane care au zis, ok, nu contează, o să încercăm să vedem ce se întâmplă. Arată urât, dar poate nu e atât de urât. Cred că ce s-a întâmplat odată ce lumea a început să obțină foarte multe rezultate empirice, e că, mă rog, a redevenit întrebarea asta, ce se întâmplă, și au existat multe studii care spun că, ok, ce se întâmplă în practică, de exemplu, să ar fi un studiu mai simplu de înțeles, tot ce fac ei zic, ok, plec de la tita 0, de unde am plecat, rulez algoritmul meu și am converg undeva la tita star și acum o să interpolez între tita 0 și tita star și să văd cum arată losul pe direcția asta. Și arată că mereu losul decât monotonic scade, nu crește niciodată, nu arată, nu știu, ceva super dubios în care tu ai sărit peste tot felul de barrier sau mai știu eu ce un los și practic mereu scade. Și am mai existat alte lucrări în stilul ăsta, poate unele mai teoretice și mai departe, dar de aici a apărut și acum recent suntem în stadiul ăsta în care de deep learning myth, care practic spune că, ok, la o rețea neuronală, arunci date, dai drumul la optimizare și mereu o să găsească un minim decent. Deci mereu totul e well-behaved și niciodată nu trebuie să-ți faci griji. Loss-surface-ul nu o să arate niciodată ca chestiile astea dubioase care sunt aici. Care în parte e adevărat, pentru că asta e ce facem cu toții și chiar merge de multe ori. În schimb, e important de înțeles că e un mit, nu e neapărat exact ce se întâmplă în practică și loss-surface-ul poate să se comporte foarte dubios. Și e important să înțeles că optimizarea e destul de limitată. Și ca un exemplu un pic mai ridicol, am avut un paper cu Ocek și cu alții în care ce încercam să facem era poți să iei orice imagine vrei tu și după care și iei un model simplu, de exemplu un MLP care învață pe MNIST să clasifice și poți să spui că ok, poți să găsesc o porțiune în domeniul ăsta în care loss surface să arate ca imaginea respectivă. De exemplu, aici noi căutam o parte în loss surface care se arate ca un Christmas tree. Și poți mereu să găsești astfel de regiuni care arată arbitrar de dubios, poți să formezi orice imagine vrei tu. Singura problemă e că regiunile astea sunt undeva foarte departe de unde începi tu normal. Și aici e toată, deci o mare parte a motivului pentru care rețelele neuronale funcționează e cum sunt ele inițializate. Pentru că tita 0 de unde începi tu procesul ăsta de optimizare e foarte important. Dacă
dacă mă lași să aleg tita 0 cum vreau eu, atunci pot să-l aleg într-un mod adversarial, în așa fel încât să creez orice fel de problemă vreau eu. De exemplu, aici noi găsim un tita 0 de la care să pleci, astfel încât dacă te uiți în jurul la tita 0, losul arată ca un Christmas tree, pentru că na, era paper-ul care a fost publicat în jurul Crăciunului și de asta era cu Christmas tree. Deci ideea principală e că, în practică, losul se pare că se comportă foarte bine, în schimb nu trebuie. Singurul motiv pentru care se comportă foarte bine e pentru că noi de obicei când optimizăm, începem de la un tita 0 care este inițializat într-un anumit fel și am să încerc să explic în curând care este conceptul din spatele inițializării la tita și căutăm în jurul la tita 0 respectiv și în jurul, în regiune, într-o regiune oarecum restrânsă, în jurul de unde începem noi să învățăm, cu adevărat loss surface se comportă foarte bine. În schimb, dacă pot să merg undeva departe, atunci loss surface se poate comporta arbitrar de rău. Ok. Acum o să trec să vorbesc un pic, trebuie să menționez pentru că asta e ce o să folosiți în practică. Până acum noi am vorbit foarte mult de gradient descent, în care practic ideea e că tu ai un dataset care ți l-a dat cineva, un set de exemple, și atunci noi ne uităm, funcția care încercăm noi să o minimizăm, este suma erorii pe tot datasetul respectiv. Numai că în practică cantitatea asta, chiar dacă avem acces la ea și putem să o calculăm, nu e foarte practică de calculat, pentru că e foarte scump de calculat. De puțin asta era intuiția inițială, când a fost făcut stochastic gradient descent. Intuiția inițială era că e foarte scump să calculezi average loss on the entire dataset sau summed loss over the entire dataset. Și atunci vrei să-l aproximezi cu ceva care e mai ușor de calculat. Și cu ce-l aproximezi e că poți să spui, ok, la fiecare pas din algoritmul ăsta o să aleg random un set de exemple. Și dacă la aleg random, înseamnă că ies mereu, ceea ce noi ce facem în practică, asta e o altă discuție. Teoria îți spune că dacă din setul ăla mereu alegi uniform un număr de exemple, atunci ăsta o să estimeze direcția gradientului de pe întreg datasetul, fără să introducă niciun fel de bias. Și dacă te uiți vizual, deci practic tot ce spunem noi, că ok, cam asta e ce ne-ar spune gradient descent că trebuie să facem, dacă noi luăm doar un subset de exemple și calculăm stochastic gradient descent, atunci practic introducem zgomot în direcția gradientului și obținem ceva ca liniile roșii, dar care zgomotul ăsta se dispare. Dacă faci averaging peste toți updates-ii care primești, zgomotul ăsta are, cum ar veni, zero mean. Și într-un final, dacă urmăresc procesul ăsta, atunci o să ajung să converge la exact același fix point care aș fi ajuns dacă făceam gradient descent. Deci, stochastic gradient descent, ideea era că, ok, fac fiecare pas să fie mult mai ieftin, computațional, dar introduc niște zgomot în proces și dacă găsesc un balance, ok, între cât zgomot introduc și cât așa, overall e mult mai bine, pentru că acum pașii sunt destul de ieftini și cam asta era principiul, ideea din spate la mini batch SGD, care e practic ce folosim noi în mod curent. Alegem un mini batch size, 64, 32, mai știu eu, 128 sau mai știu eu ce. Și ideea e că, pentru că mini batch-ul ăsta e suficient de mic, putem să paralizăm toate calculele care trebuie să le facem pe el, ca să obținem un pas ieftin și oarecum nu o să ne strice procesul de optimizare. Pentru că dacă am ales exemplele din mini-batch-ul ăsta într-un mod aleator, atunci există un fel de garanție care spune că ok, o să ajung să convergi la același punct. Sunt întrebări? Știu că tind să merg destul de repede pentru că vreau să... Dar nu știu, sunt întrebări până acum sau e tot ok? Sau feedback? Știați deja toate lucrurile astea? Nu știu. Dacă nu, continui. Ok. Ok, am să continui. Dacă e ceva din nou, puteți pur și simplu să faceți unmute și să comentați și putem să vedem. Ok, deci am vorbit până acum despre optimizare. Deci toată ideea e că, ok, am un dataset. Din dataset-ul ăsta obțin o funcție care este eroarea sau distanța dintre modelul meu și targetul care îl vreau și după care caut minimul la funcția asta. Deci când încerc să găsesc funcția, cum ziceam eu la început, tot ce fac e, ok, parametrizez funcția asta cu W și X, scap de X luând sumă peste toate punctele care le am, după care spun, ok, caut W astfel încât suma asta să devină minimă
Și apoi poți folosesc gradient descent, care este procesul ăsta iterativ, care face aproximări locale la fiecare pas, care încetul cu încetul o să mă ducă la un minimum, probabil nu la the global minimum, la un minimum oarecare al funcției respective, și asta va fi soluția mea. Deci asta o să fie procesul meu de căutare și asta va fi soluția mea. Acum, ce vreau să vorbesc în partea asta e că e o diferență între optimizare, care its own field of study, its own like subfield. E o diferență de optimizare și de fapt ce vrem noi să facem în machine learning. Pentru că ce se întâmplă în machine learning e că, ok, nouă ni se dă un set de puncte la care avem targeturi, dar pe noi nu ne interesează să putem să prezicem targetul corect la punctele respective. Pentru că pe alea deja le avem. Dacă asta e tot ce trebuia să facem, atunci pur și simplu caut în punctele respective și spun, ok, asta era targetul și am dat. Deci ideea e că tu nu te interesează valoarea funcției în punctele care le ai, pe tine te interesează valoarea funcției în punctele care nu le ai, unde nu știi care e targetul. Și atunci folositor și ne gândim, ok, de exemplu avem punctele astea cu albastru și încercăm să găsim, avem un model, în cazul de față modelul este liniar, deci este WX plus B, și încercăm să găsim, ok, care ar fi un modelul care aproximează punctele astea cel mai bine și dacă folosim fie gradient descent, fie pentru că e model liniar, poate fi rezolvat în closed form, putem să vedem care ar fi răspunsul și găsim un răspuns, de exemplu, dacă Y e punct 6X plus 1, mă rog, nu contează, dacă găsim niște valori la parametri, obținem linia asta roșie, care pare ok, pare că aproximează oarecum datele astea destul de ok, adică eroarea e oarecum minimă între punctele astea. Atunci ce pot să fac e zic, ok, în loc să folosesc ecuația asta, pot să fac un polinom de gradul 2. Deci mai adaug aici încă un termen în funcție de x squared și din nou rulez programul meu de optimizare și atunci obțin ceva diferit, care arată așa. Acum putem să ne uităm la cele două aproximări. Deci avem aproximarea asta care pășim pe o linie dreaptă, deci avem o aproximare quadratică. Și aici pare că oarecum e un pic mai bine, nu știu, depinde. Acum trebuie să vă uitați mai mult la cele două ploturi unul de cealaltă, dar dacă te uiți atent, se pare că, ok, în general, erorile par mai mici. În schimb, poți să continui să spui, ok, să construiesc un polinom de gradul 9. Și atunci când am construit polinomul de gradul 9 și încerc să rezolv înapoi problema, pot să obțin o soluție ca asta de aici, care practic are eroare 0 în fiecare punct, pentru că linia asta trece exact prin toate punctele care mi le-am dat în training set. Numai că dacă mă uit la linia asta, oarecum nu pare a fi ideală. Dacă mă gândesc, de exemplu, eu când mă uitam la date, dacă încerc să ignor linia roșie, e un anumit trend acolo care ți se pare normal. Și dacă mă uit la polinomul de gradul 9, atunci pentru un punct care este destul de aproape de punctele care le aveam, răspunsul e total diferit, pentru că dacă mă uit la funcția asta, urc în sus foarte repede, deja un punct aproape cum ar fi aici, probabil Y ar fi o valoare foarte mare undeva pe sus aici, care pare oarecum greșit. Deci care este problema? Problema care o avem noi e că noi minimizăm suma asta pe punctele care le avem, dar pe noi de fapt nu ne interesează suma. Pe noi ce ne interesează e integrala asta. Ne interesează practic ce se întâmplă peste tot mai puțin punctele care le avem. Și noi ce am vrea de fapt e să minimizăm eroarea pe toate celelalte puncte, pe punctele pe care cineva o să ne întrebe în viitor, la care folosim modelul. Și asta e ce numim noi generalization error, care e de fapt ce vrem să minimizăm. Acum, problema e că generalization error e ceva la care nu avem acces, pentru că asta e setup-ul în care muncim. Nu? Adică chiar dacă aș putea să zic că ar fi un model destul de simplist încât să pot să calculez integrala, nu am Y pentru toate celelalte puncte de la X. Am anunțat să intru în teorie pentru că nu știu cât de mult știți voi despre distribuții și alte chestii, dar, mă rog, o idee de a rezolva problema asta e că dacă presupui că punctele tale au fost sampluite în RID fashion, care nu o să intru în detaliile ce înseamnă, atunci înseamnă că pot să construiesc un estimat la care ar fi eroarea mea pe puncte care nu le văd, dacă pur și simplu iau un subset de puncte care nu-l folosesc în antrenare și pe ăla îl folosesc ca un unbiased estimate, ca un estimator separat al valorii de care îmi pasă. Și cam așa e toată ideea cu training validation set. Și singurul motiv pentru care procesul ăsta e ok e pentru că punctele care le folosesc să estimez eroarea de generalizare nu le folosesc în optimizare. Deci learning practic, dacă te gândești la ce facem noi aici,
Noi ce facem e că, ok, construim un surrogate la funcția la care ne pasă, care este training error, care e ceea ce putem noi, de fapt, să minimizăm. Dar, de fapt, noi ce vrem e să optimizăm generalization error, la care nu putem să calculăm, dar dacă suntem atenți la cum folosim data, putem să construim un estimator care e unbiased, care nu o să explic exact ce înseamnă, dar, mă rog, poți să estimezi valoarea aia pe validation set. Acum, cred că singurul punct care e important aici și care poate o să vi se întâmple posibil la un moment dat în practică, e că estimarea asta independentă care o facem la generalization error e corectă atât timp cât punctele alea nu sunt folosite. Dar noi, dacă începem să facem, de exemplu, hyperparameter tuning sau dacă începem să ne jucăm cu modelul sau mai știu eu ce, bazat pe rezultatele care le obținem pe validation error, atunci noi, practic, începem să folosim datele alea ca să optimizăm modelul și, la un moment dat, nu o să mai estimeze generalization error corect. Deci, practic, asta e overfitting la test set, în care dacă folosești prea des, pentru că acum test setul devine parte din procesul de învățare, atunci, teoretic, nu mai poate să-ți dea o estimare unbiased la care este generalization error tău la alte date. Deci, în general, trebuie să fii foarte atent la cât de des folosești test error și de cât de multe ori folosești ca să iei decizii despre arhitectură. La un moment dat e oarecum unavoidable și toată lumea face asta, numai că trebuie să ai grijă, pentru că cu cât exploatezi mai mult testul, cu atât e mai probabil ca toate estimările tale să fie greșite și tu, de fapt, să nu știi cât de bun e modelul tău cu adevărat când o să vadă date care nu l-am văzut niciodată. Ok. Acum vreau să reprezint... Vreau să arăt cum arată. Deci, în general, când vezi machine learning și te îngrijești la învățare, de obicei cam vezi un plot de genul ăsta în care spune, ok, ce se întâmplă când te uiți la training error versus la validation error sau test error. În ziua de azi, într-un mod foarte trist, lumea nu prea mai face diferență de validation error și test error. De obicei, cam același lucru. Să zicem că ne uităm decât la test error și la training error și nu avem un validation error. De obicei, construiești trei seturi ca să minimizezi de câte ori te uiți la setul ăla care folosești să estimezi eroarea de generalizare, ca să minimizezi cât de mult poți să greșești, să încerci să faci estimarea încă să fie relevantă. Dar momentan să spunem că ok, nu împărțim în trei seturi, împărțim doar în două seturi, în train și test. Și o întrebare e ok, cum se comportă funcțiile astea două? Și în general, cam astea sunt ce găsești într-un typical introduction to machine learning, e că ai comportamentul ăsta când inițial, în fază de underfitting, both și training error și test error coboară în jos. Nu au aceeași valoare, dar au aceeași direcție, au aceeași derivativă. Dacă una scade și cealaltă scade. Și asta e perioada de underfitting în care trebuie să antrenezi. La un moment dat ajungi într-o parte, după ce antrenezi, și asta se întâmplă cu cât crești capacitatea modelului, cu cât faci modelul mai expresiv. Deci cu cât faci modelul mai expresiv și încerci să înveți, de obicei ambele încep să... faci ca ambele să fie mai bune. După care, și asta de exemplu cum ne gândeam noi la când aveam polinom. Deci aici să zicem că ar fi un polinom de gradul 1, aici ar fi să zicem un polinom de gradul 2. Cu cât continui să crești gradul polinomiului, deci să faci modelul mai expresiv, training error continuă să scadă până când ajunge la 0. Când ai un model foarte expresiv care poate să explice orice, atunci training error se ajunge la 0. Numai că la un moment dat test error o să înceapă să crească. Și asta am văzut noi când aveam polinomul de gradul 9, știi? Pentru că atunci tu încerci să găsești o felul de soluții foarte complicate pentru problema care o ai, care numai când te uiți pe alte date puncte, pe alte data points care nu sunt parte din ala pe care antrenezi, output-ul e oarecum arbitrar. Și atunci lumea de obicei împarte chestia asta în trei regiuni. În underfitting, regiunea unde modelul e ok, unde cam pe aici ai vrea să te oprești, și în overfitting. Și dacă ne gândim, de exemplu, la un polynomial fit, cam asta e o chestie care trebuie să faci. Trebuie să găsești the degree of your polynomial în așa fel încât ca fitul să fie ok. Când ne uităm la rețele neuronale, noi știm că rețeaua neuronală de la Universal Approximator, când are un număr infinit de neuroni, atunci poate să aproximeze orice. Numai că cu cât facem rețeaua neuronală mai mică, avem mai puține segmente, deci putem să facem mai puțin overfit.
Și, de exemplu, cum era, aici aveam, să zicem că cercul ăsta sunt toate modelele liniare, aici ar fi polinomul de gradul 2, aici ar fi o rețea neuronală destul de mică și pe aceea creștem rețea neuronală, creștem spațiu. Și intuitiv, pentru multă, o să spun că nu mai e cazul în momentul actual, dar de obicei cam așa se gândea lumea. Deci tu făceai când rulai, încercai să întâlnești ceva, încercai să descoperi care ar fi mărimea modelului care trebuie să o folosesc, bazându-te pe ideea asta. Și un model de a controla mărimea modelului, sau ca să te asiguri că nu faci overfitting, un mod de a face asta e să controlezi mărimea modelului, să faci ca expresivitatea modelului să fie limitată. Un alt mod de a controla capacitatea modelului și de a te asigura că nu faci overfitting e să regularizezi. Și mod standard de regularizare, practic ai losul tău și mai adaugi încă un termen, care este your regularization term, care constrânge oarecum funcția. Și, de exemplu, un mod standard e să spui, vreau, pe lângă că vreau să găsesc soluția la problema mea, deci asta este problema care, asta este losul de care am vorbit până acum, distanța dintre H și Y, pe lângă asta vreau în același timp să zic că vreau să găsesc cuantita astfel încât magnitudinea parametrilor să fie minimă. Sunt motive pentru care alege regularization termenul ăsta, asta ar fi final tu, dar, mă rog, pentru moment să zicem că nu ne pasă. Să zicem că pușim pe alegem, poți să faci orice alegere vrei tu, evident o să influențeze ce fel de soluție obții, dar să zicem că am făcut alegerea asta. Ce se întâmplă acum e că odată ce adunăm losurile astea două, dacă te uiți la suprafețe, e ca și cum le suprapui. Și atunci, deși minimurile astea păreau oarecum egale, din cauza că ai loss surface-ul ăsta celălalt pe care îl adui deasupra la loss surface-ul celălalt, minimul ăsta devine mult mai atractiv decât celălalt. Pentru că celălalt, minimul de aici, ai nevoie de niște parametri foarte mari. Și câteodată chestiile care par, deci loss-ul L2 poate să domineze și să te ajute să găsești direcția asta. Dacă, de exemplu, când începeam aici, probabil ar fi fost echivalent să merg în jos sau să merg în sus. Odată ce am losul ăsta, dacă încep aici, e mai relevant să merg în sus, pentru că odată ce merg în sus, poate nu se modifică losul pe date, dar scade norma parametrilor și deci obiectivul meu total o să scadă. Deci e mai folositor să merg în sus. Și în general, cam așa funcționează regularization terms. Poți să te gândești la ele ca pur și simplu sunt termeni care adaugi la los. Bine, poți să fie aplicat doar pe un subset de parametri, poți fi aplicat pe toți parametrii și practic ce fac e modifică loss surface-ul și când sunt aditive, oarecum ușor de înțeles cum îl modifică. Că dacă atât timp cât poți să înțelegi loss surface-ul la regularization termenului tău. Pentru L2, like loss surface-ul e super simplu, pentru că e pur și simplu quadratică care are minimul la 0 și crește cu putita square. Deci e foarte ușor să vizualizezi loss surface-ul ăsta, nu e foarte ușor să-l vizualizezi pe cel al erorii. Dar intuitiv poți să înțelegi ce se întâmplă. Când adaugi un regularization term, practic favorizezi anumite minima de la losul tău inițial față de altele, pentru că alea au magnitudine mai mică. Altul, de fapt, e foarte important că o alegere e mereu folosit. Intuiția care de obicei e dată e că cu cât weights-urile sunt mai mici, cu atâta soluția e mai simplă, deci un fel de Occam's razor, care îți spune dacă ai mai multe soluții care răspund la aceeași întrebare, de obicei cea care e cea mai simplă e aia corectă. Asta e Occam's razor și în machine learning de multe ori s-a tradus prin a spune că ok, dacă alegi modelul care are parametrii cei mai mici, asta e soluția cea mai simplă și modele care au parametrii cu normă foarte mare, astea sunt soluții complicate, care de obicei sunt incorrecte pentru că sunt prea complicate. Pentru că când sunt weight-urile mici, te ajută și cu alte lucruri. De exemplu, dacă mă gândesc înapoi la gradient propagation și așa mai departe, și atunci lucrurile merg mai bine când sunt mai mici. Dacă ne gândim când vorbeam de regiunile astea infinite, de la margini, care, you know, când modelul se comportă liniar, adică când ai weights-urile mici, practic tu concentrezi toată partea non-liniară a modelului tău într-o anumită regiune a spațiului în jurul la zero, unde de obicei e regiunea în care trăiesc și datele tale, pentru că de obicei când folosești date, și o să observați asta de multe ori, de exemplu, în computer vision, dar oriunde în altă parte, e că noi preprocesăm datele alea ca să fie de obicei, nu știu, undeva între minus 1 și 1 sau le normalizăm în diferite moduri. Dar aproape mereu normalizezi datele înainte să le folosești cu rețea neuronală,
pentru că noi de obicei, cum sunt gândite rețelele neuronale și cum e gândit totul, e că presupunem că în general toate activările intermediare și toate inputurile sunt oarecum într-o regiune în jurul de 0, undeva între minus 1 și 1, poate să fie mai mult de atât, dar oarecum nu urcă la valori de genul, nu știu, mii sau zeci de mii sau milioane sau mai știu eu ce, sunt oarecum restrânse în jur de 0 și de asta și weights-urile trebuie să fie în aceeași regiune ca acolo să fie tot comportamentul interesant al modelului. Există și probleme negative. De exemplu, dacă faci un altul foarte agresiv, atunci poți să ajungi ca neuronii tăi să moară. Deci dacă ai un relu, de exemplu, să fie mereu în partea de zero. Deci nu e neapărat, adică, mă rog, trebuie și de obicei poți să obții destul de mult dacă te joci cu cum aplici el tu, dacă îl targetezi pe anumite părți ale modelului și așa mai departe. Cealaltă idee care vreau să spun, care din nou e folositoare, deci unu, știm că mărimea modelului poți să-l folosești ca un mod a regulariza sau a restrânge capacitatea, deci poți să constrângi capacitatea modelului pe controlând mărimea lui, numărul de neuroni îți spune ceva de cât capacitatea are modelul. Doi, un regularization term poate să facă același lucru, deci adaugi la loss-ul tău termenul ăsta nou care prioritizează anumite local minima pentru față de celelalte, pentru că au o anumită proprietate care regularization term o impune, de gen au soluții care au parametri cu normă mică. O al treilea mod de a controla capacitatea este de fapt numărul de pași de optimizare care îl faci. Pentru că un mod de a te gândi la asta, chiar dacă să zicem că ai un model care are un număr infinit de neuroni, deci poate să aproximeze orice sau, mă rog, aproape un număr infinit de neuroni, dacă poți să fac doar 5 pași de gradient descent, atunci, practic, toate modelele care pot să le ajung doar cu 5 pași de gradient descent trăiesc în cercul ăsta. Și, de fapt, eu mi-am limitat expresivitatea modelului meu la cercul ăsta, care sunt toate modele care pot fi, la care pot să ajung doar cu 5 pași de gradient descent. Deci, un alt, și poate fi arătat că lucrurile astea sunt echivalente. Deci, un alt mod de a constrânge capacitatea modelului tău este, de fapt, numărul de pași de optimizare care îl faci, pentru că restrângi ce funcții, la ce funcții poți să ajungi în numărul ăla de pași. Ok, deci mai am câteva slide-uri. Ideal vreau lecția asta să țin până la ce ore la voi, până la două, deci mai am vreo 40 de minute. Dar sunt întrebări, e ok ce am explicat până acum? Nu știu. E ceva ce ar trebui să insist? Ok. Dacă nu sunt întrebări, atunci pot să continui. Sper că oarecum toate chestiile să fie folositoare și dacă nu aveți recording, poate vă mai uitați pe ea. Scopul meu e măcar să explic lucrurile, cred eu, într-un mod intuitiv, în așa fel încât măcar să găsiți domeniul interesant și orice s-ar întâmpla, poate să vreți să lucrați în domeniul ăsta în viitor, pentru că mi se pare un domeniu destul de interesant și destul de... Ok. O să continuăm cu optimizarea. Deci până acum am vorbit despre optimizare, oarecum ne-am focusat foarte mult pe gradient descent, am vorbit un pic de stochastic gradient descent și am vorbit un pic despre underfitting, overfitting și așa mai departe. Acum merg un pic mai mult în approach-uri din ce în ce mai moderne și quirky things și așa mai departe care au fost descoperite odată ce am început să folosim modelele astea foarte des. Pentru că intuițiile care le-am explicat sunt oarecum de bază și, mă rog, n-am explicat neapărat lucrurile într-un mod foarte teoretic, dar oarecum sunt mindset-ul în care a fost făcut tot field-ul și se pare că sunt câteva observații care inițial parcă contrazic tot ce am zis până acum, dar parcă când te uiți mai atent, de fapt nu le contrazic, doar că explic un pic mai bine cum funcționează rețelele neuronale. Deci ok, ne întoarcem unde eram, deci ne facem gradient descent, care e procesul ăsta iterativ în care faci o aproximare liniară a funcției și continui să mergi așa. Acum, problema e că pasul care îl faci, deci când fac saltul ăsta, e destul de important. De exemplu, dacă aveam funcția asta, aș putea să fac pasul ăsta cu albastru închis, care ar fi un pas foarte mic și care, dacă eu vreau să ajung aici, ar însemna că trebuie să fac foarte mulți din pașii ăștia. Mă rog, pasul ăsta de aici nu pare foarte mic, dar vreau doar să arăt intuiția. Deci pașii pot să fie prea mici și atunci o să vreau să fac foarte mulți ca să converg undeva. Sau pot să iau un pas foarte mare, care practic tot ce înseamnă că aproximarea mea liniară nu mai e corectă și atunci eu practic pot să sar din regiunea asta, deci eu vreau să ajung să converg aici, să
termin aici procesul, mai pentru că am făcut pasul ăsta foarte mare, practic am sărit peste, nu știu, o parte întreagă din regiune și e ca și cum aș începe optimizarea din nou acum, pentru că practic am pierdut toată informația care o strângeam eu prin pașii ăștia iterativi unul după altul, după care există pasul ăsta, care e un pas foarte bun. Acum, o întrebare e, cum putem noi oarecum să ne decidem care ar fi mărimea unui pas încât să fie bun? Și cam aici intră toate, intră o tonă de intuiții din spate la chestii de genul Adam și așa mai departe, care o să fie, practic, cred că algoritmul de optimizare care o să ajungă să folosiți în general. De high level, punctul de plecare în comunitatea de optimizare convexă e practic să mergi pe Newton method, să mergi pe second order method. Cloppy math, cum poți să te gândești la asta? Poți să te gândești like, ok, ce vreau eu să știu e cât de mult se schimbă gradientul ăsta. Deci eu știu, pentru că dacă știu că gradientul meu se modifică, schimbă direcția sau schimbă magnitudinea foarte încet, asta înseamnă că pot să iau un pas destul de mare, pentru că dacă iau pași mici, o să am exact același gradient și atunci fac, practic, pierd timp degeaba, că reobțin același gradient, care l-aplic din nou și din nou. Deci ce vreau eu să știu e cât de mult se schimbă gradientul. Dacă gradientul meu se schimbă foarte repede, atunci înseamnă că nu pot să fac un pas foarte mare, pentru că nu știu care o să fie gradientul meu. Nu mai știu dacă o să mă împing în aceeași direcție sau să mă împing într-o direcție diferită și așa mai departe. Și atunci ce practic vreau eu să mă uit este, ok, mă gândesc la gradient ca o funcție de teta și atunci pot să calculez limita asta din nou. Am pus-o aici jos, mă rog. Am pus-o jos pentru că tu vrei ca learning rate-ul, ca step size-ul, să fie invers proporțională cu cât de mult se modifică gradientul. Și ca să calculez cât de mult se modifică gradientul, iau limita asta din nou și dacă calculez limita asta, obțin practic second order derivative. Deci iau gradient, iau derivata unei derivăți, deci derivata de ordinul 2. Și asta ce obții tu aici, ce se obține aici, o matrice H de Hessian. Și atunci, practic, the Newton step spune vag, după cum am zis, nu să intru în detalii foarte tehnice, spune că un pas optim ar fi să înmulțești cu Hessiana, cu derivativa a doua, la puterea minus 1. Și asta ar fi, dacă ai face chestia asta, atunci nu ar trebui să-ți mai faci atât de multă grijă de care ar fi un learning rate bun, pentru că Hessian ar trebui să-ți spună care ar fi pasul corect. Deci, am vorbit că gradientul e o cantitate care e foarte folositoare la multe lucruri. Hessiana e la fel. Deci, ce spune Hessiana, de o derivativă de gradul 2, îți spune cât de smooth, cât de simplă e loss surface-ul. Deși gradientul, de exemplu, ți-ar spune, ok, dacă modific un pic parametrul ăsta, cât de mult o să modifice, dar oarecum gradientul e foarte, foarte local. Deci ce se întâmplă că imediat cum faci tu un pas, gradientul s-ar putea să modifice și Hessiana, practic, îți dă un pic mai multă informație. Îți spune cu cât suprafața e mai smooth, cu atât poți să ai mai multă încredere în gradient, să spui că gradientul chiar îți spune ceva foarte informativ la ce se întâmplă. De exemplu, dacă eu mă uit la saliency maps, care le aveam înainte, și alea îmi spune că decizia mea e bazată pe regiunea asta a imaginii, dar dacă calculez Hessiana și Hessiana mea are valori foarte mari, care spune că gradientul meu o să modifice imediat cum adaug un pic de noise, atunci înseamnă că nu mai pot să zic cu încredere că de fapt așa a luat decizia modelul pe baza la regiunea respectivă, pentru că totul se schimbă foarte, foarte repede. Orice mic epsilon schimbă complet la cum se uită modelul la data respectivă. O alt lucru important despre Hessiana e că e o matrice care are număr de parametri pătrat, număr de parametri pe număr de parametri. Deci, oarecum imposibil de calculat pentru un model normal, pentru că matricea asta e super mare, numai că nu poți să o păstrezi în memorie, e foarte mult calcul. Deci, tot ce poți să faci e să o aproximezi și, în general, e aproximat prin o matrice diagonală. Deci, practic, te uiți doar la diagonală, care ce înseamnă e că tu nu te uiți, ok, conceptual, dacă te gândești ce îmi spune la diagonală, îți spune la elementele care nu sunt pe diagonală, îți spune cât de mult interacționează gradientul de la neuronul I cu gradientul de la neuronul G sau H sau mai știu eu ce. Deci îți spune, dacă, ok, dacă am modificat unitatea I
cât de mult o să afecteze asta gradientul la unitatea, la o altă unitate, K sau G sau nu știu ce. Astea sunt elementele care le ignorăm. Deci, practic, noi nu ne uităm la care sunt corelațiile între unități, ci ne uităm mai degrabă, ok, cât de mult, dacă modific unitatea I, cât de mult afectează modificarea asta gradientul de pe unitatea I. Cam asta ar fi diagonala. Deci, oarecum pierdem informație importantă, numai că e foarte greu de făcut altceva. Există metode care încearcă să facă lucruri de genul Hessian Free, mai știu ce, KFAC, tot felul de alte chestii, dar pentru voi nu cred că o să ajungeți vreodată momentan să folosiți metodele alea, pentru că sunt destul de complicate și nici nu merg atât de bine în practică, pentru motive care e cu tot o altă discuție. Deci, în general, lumea decât se uită pe diagonala asta, care, mă rog, ignoră relațiile dintre unități. Și o altă chestie, și acum, mă rog, aici arată foarte urât și poate ar trebui să explic la un moment dat, dar un alt lucru care nu o să explic de ce e așa, pentru că e un pic mai complicat și cel mai simplu e să mai întâi să explic natural gradient și tot așa, care o să fie complicat. Dar, în general, dacă te uiți la, dacă iei gradienții și zici la pătrat, fiecare entry separat, cantitatea s-a pus să te gândești la ea ca un fel de aproximare a hessianei. Și, în practică, orice intuiție sau orice idee ai unde spui, mi-aș fi folositor acum să știu care ar fi hessiana aici, aș vrea să știu cât de mult o să se schimbe gradientul meu, întotdeauna poți să te uiți la cantitatea asta și să o folosești în locul hessianei. Nu e exact corect, dar 99% din cazuri merge ok. O să trebuiască poate să mai scalezi cu ceva, pentru că aproximarea e un pic off. Cam același lucru poți să spui și despre statisticile care le calculează Adam, care de fapt e un fel de square root din expected g-squared. Și te apare un pic ciudat că aici ai g-squared și aici ai square root of g-squared și nu ar trebui să fie aproximare între ele. Dar, în general, niciuna din cantitățile astea nu sunt corecte și, în general, poți să folosești oricare din ele ca un fel de proxy a hessianei în orice ai face tu. Și acum depinde la care ai acces și la care e mai ușor de folosit. De exemplu, dacă ai acces la cantitatea asta pentru că te calculează Adam anyway, poți să iei să o refolosești și, mă rog, poate vrei să iei o scalezi cu un hyperparametru care îl optimizezi sau mai știu ce, dar poți să iei să folosești asta ca un fel de proxy pentru hessiană care să te ajute să spui ceva despre cum se modifică funcția. La ce e folositoare hessiana? Deci, hessiana e folositoare ca să-ți dai seama la cât de important e fiecare parametru. Și dacă am timp, o să ajung să vorbesc un pic despre the continual learning slides. De exemplu, dacă vrei să înveți, am învățat un task, am învățat ceva și am vrut să modific modelul, vreau să mai învețe ceva adițional. Am învățat, nu știu, am un model care poate să folosească mai multe limbi și vreau să mai adaug o limbă. Sau orice context din ăsta în care trebuie să mai adaugi o capabilitate nouă. Modelul știe să adune numere și acum vreau să-l învăț să știe să și înmulțească numere. Dar nu vreau atunci nu vreau ca când învăț ceva nou, cumva se distrug tot ce am învățat până acum. Deci asta ar fi un typical transfer learning kind of scenario. Când am învățat A, acum vreau să învăț B și vreau să oarecum să transfer ce am învățat din A și oarecum să păstrez ceva ce am învățat din A, atunci ce poți să faci e că poți să te uiți la hessiană care să spună, ok, când am învățat task-ul A, unde am învățat eu cu adevărat, care sunt weights-urile care sunt importante pentru ce am învățat eu și hessiana o să spună informația asta, pentru că hessiana practic obții dacă spui, ok, dacă perturb weight-ul ăsta, cu ce o să întâmple lucrurile? La chestia asta la care spuneam eu cu importanța weight-ului pentru continual learning, dacă eu am învățat task-ul A, atunci gradientul dispare, e zero, pentru că l-am învățat, am gradientul zero și atunci, de fapt, sensitivitatea lui Y față de parametrul WI este inclusă doar în hessiană. Hessiana o să spună cât de mult contează parametrul ăsta pentru funcția care ai învățat-o tu. Și asta e o cantitate care poate fi folositoare pentru diferite lucruri. Dacă vrei să faci orice fel de debugging, ablation, în care vrei să înțelegi, ok, am modelul ăsta, pe ce parametri contează pentru modelul ăsta, ce parametri pot să scap, de exemplu, dacă vreau să fac sparsity, vreau să arunc parametri, poți să folosești hessiana, e un algoritm tipic, să folosești hessiana ca să spună ce parametri poți să scapi. Bine, acolo contează dacă mă uit la întreaga formulă, dacă vreau să fac sparsity, contează și epsilon, iar în cazul tău, dacă tu vrei să setezi un parametru la 0, epsilon e magnitudinea parametrului. Deci tu vrei să scapi de parametrii care au magnitudine mică
și pentru care Hesiana e mică, pentru că atunci produsul ăsta o să fie foarte mic și atunci, practic, dacă am scăpat de ei, nu o să modifice funcția deloc. Un alt loc în care Hesiana poate să fie destul de folositoare, dacă te gândești la adversarial robustness, deci, practic, poți să calculezi Hesiana cu față de input, de X, și atunci, ce înseamnă că ai high curvature în X? Asta înseamnă că dacă adaug o perturbare în X, asta poate să modifice gradientul destul de mult. Deci funcția oarecum se poate modifica foarte, foarte repede dacă am un pic de perturbare. Tu poți să te uiți la gradient pentru asta, în timp poți să te uiți și la Hesiana, care îți dă un pic de informație mai multă. Și dacă ai low curvature, dacă tu reușești să aproximezi, să întâlnezi modelul în așa fel încât curvature-ul sau, mă rog, Hesiana cu respect de X este foarte mică, asta înseamnă că să fie mai greu de atacat modelul, pentru că orice perturbare care faci tu, gradientul o să fie mic și Hesiana o să fie mică. Deci o să trebuiască să adaugi mult mai mult, o să trebuiască să perturbi mult mai mult punctul ăla ca să poți să modifici ce prezice modelul și mai departe. Deci, în general, astea sunt unelte de care calculezi sensitivity la rețeaua ta neuronală la diferite lucruri, care te poate ajuta să construiești ipoteze, te poate ajuta să înțelegi cum funcționează modelul oarecum. Și mie mi se pare un altul destul de folositoare de avut în general. Ok, deci am vorbit de Hesiana. Asta ar fi o metodă de a încerca să faci optimizarea mai bine, de a descoperi care ar fi pasul cel mai bun. O altă metodă e să folosești momentum. Ce înseamnă momentum? Ok, în loc să folosesc doar gradientul, fac un fel de moving average. Deci fac un fel de... Deci o metodă în care poți să faci, deși nu e foarte practică, e să spui, ok, îmi aleg un window, păstrez ultimii 10 gradienți, ultimii 100, ultimii 1000 gradienți și folosesc average peste fereastra asta de gradienți ca și pasul meu. So moving average, practic, folosești formula asta de aici, unde alfa e undeva între 0 și 1, care îți calculează ceva foarte asemănător. Deci să ai un fel de moving average care spune care e gradienții care ai. Și ce spune moving average-ul ăsta? Spune că, ok, dacă am gradienți care la un pas îmi spune dreapta, la pasul celălalt îmi spune stânga, gradienții ăștia nu sunt folositori. Pentru că dacă îi urmăresc, decât pur și simplu fac dreapta-stânga, dreapta-stânga, dreapta-stânga și nu e nimic interesant acolo. Și când adaugi momentum, deci practic făcând moving average-ul, înseamnă că mergi doar în direcții care sunt consistente, care în pași consecutivi arată în aceeași direcție. Și acum, dacă ne gândim înapoi la Hesiană, când ar fi gradienții consistenți la un pas la altul, ar arăta exact cam la fel, e atunci când curvature e low. Deci momentul oarecum te ajută să incorporezi în approach-ul tău second order information, ce ți-ai spune curvature-ul, dar fără să calculezi nimic de genul Hesiana sau ceva mai departe, tot ce face un average al gradienților și păstrezi doar direcțiile care sunt consistente, care implicit sunt direcțiile în care curvature-ul e low. Mai e o altă perspectivă aici, dacă folosești stochastic gradient descent, care e că te ajută să estimezi mai... Un fel de a spune, ok, în loc să... Pentru că tu faci average pe mai multe puncte diferite, e practic estimezi ceva care e mai aproape de gradientul pe întregul set. Deci te ajută să scapi de noise care apare din cauza că tu ai ales aleator un număr diferit de subpuncte. Deci asta nu e legătură cu curvature, e mai degrabă zgomotul ăsta care am zis că îl introduci odată ce te-a pus să faci stochastic gradient descent, pentru că atunci tu în loc să calculezi obiectivul, training error care îți pasă, tu îți alegi la fiecare pas un număr aleatoriu, de un număr fix de sample-uri random, de data point-uri random, și calculezi gradientul doar pe setul ăla. Și când faci momentum, practic reduci zgomotul care e introdus de procesul ăsta de selectare random a data point-urilor. Ok, și acum ce spune Adam? Deci asta ar fi HGD. HGD with momentum e ceva foarte standard și de multe ori HGD with momentum e pentru cei care chiar știu să-l folosească cum trebuie, obține cele mai bune soluții în anumite settinguri, mai bine decât Adam. Adam nu neapărat ajută să obții soluția care generalizează cea mai bine. Motivul pentru care toată lumea folosește Adam e că e metoda cea mai robustă în care tu nu trebuie să faci atât de mult de hyper-tuning cât ar trebui să faci pentru HGD cu momentum ca să obții același tip de soluții. Dar ok, ce face Adam? Adam e ca și HGD cu momentum, mai adaugă un pas și anume estimează tot la fel cu un moving average, de data asta cu un coeficient diferit beta, pentru că se comportă statisticile astea se comportă oarecum diferite, te ajută să estimezi gradientul squared, care după cum ziceam eu, e un fel de proxy al Hessianei și tot ce faci e că pe lângă să ai corecția de la momentum,
împarți, practic faci ca learning rate-ul tău să fie o funcție de 1 pe hessiana asta. Deci împarți la square root de ST. Acum, de ce e square root și de ce e un pic mai complicat și n-am să intru în detalii, motivul pentru care ai square root aici e pentru că derivarea inițială de la Adam e practic luată de la RMS Prop, care e inspirat din Adagred, care de fapt nu încearcă să aproximeze hessiana, încearcă să corecteze oarecum noise-ul ăsta care îl aduci tu din sampling data points. Deci mai mult despre stochasticity și încearcă să facă chestiile un pic mai bine behaved, numai că se întâmplă să oarecum after the fact, se întâmplă ca să fie conectate și cu the Hessian. Cred că ce vreau să... Și cam asta e ideea. Și bine, Adam mai are o chestie, mai are o corecție la V și la S înainte să fie folosit aici, numai că corecțiile alea contează doar pentru primii pași. Și sincer, nu știu cât de mult contează. Adică pentru că corecțiile alea e ceva de genul 1 minus alfa la numărul de pași făcuți. Dacă alfa e 0.99, dacă îl ridici la 10 sau ceva, sau, mă rog, nu mai știu cum arată, e ceva de genul ăsta, dar practic chestii, corecția devine practic identity foarte rapid, dar după primii 100 de pași corecțiile alea, nu știu dacă mai contează. Și cred că ce vreau să spun că e important și poate știți sau nu știți, dar în general lumea se folosește de Adam ca, când folosesc Adam, se focusează mai mult pe a tuna learning rate-ul și de aici să obțină, să-și dea seama care e learning rate-ul corect. Dacă chiar vreți să scoateți toată performanța care puteți să scoateți din Adam, câteodată e folositor să tunați și beta. Beta de obicei e ținut constant în Adam, e whatever e by default, dar câteodată e folositor să tunați și B-ul, și beta, să controlați și beta 1 și beta 2, pentru că și poate să aibă efecte diferite. De exemplu, dacă ne gândim un pic la ce se întâmplă aici cu... Să ne zicem aici. Dacă ne gândim un pic ce se întâmplă aici cu pașii prea mari, câteodată dacă faci un pas prea mare, e oarecum ok, pentru că te ajută să scapi din minima care nu sunt foarte, foarte bune. Și am să explic. Adică aveam aici, de cât am scris deja, că te ajută să scapi de sharp minima, dar o să explic ce înseamnă asta în câteva minute. Vreau doar să mai adaug Adam W, care e de default, mi se pare, cel puțin în PyTorch, când e folosit, nu știu dacă toată lumea chiar se bazează pe Adam W, mai există alte approach-uri, dar Adam W e destul de standard pentru transformer, cel puțin de folosit. Care e diferența dintre Adam W? Și aici e explicat în cod, dar mi se pare destul de simplu. E observația că, ok, tu când faci Adam și folosești L2, ai și un regularizer, un mod cum aplică lumea Adam în mod normal e că calculează gradientul de la obiectivul, de la loss-ul tău, plus gradientul de la regularizer, pentru că ăsta e update-ul care îl obții, și după care adaugi toate chestia asta în algoritmul de Adam și obții pasul care trebuie. Adam W ce face e că practic nu include termenul de la regularization, de la L2, calculează doar loss-ul normal și îl aplică corecția de la Adam și step-ul care vine de la altul e adăugat separat după. Și motivul pentru chestia asta e pentru că gradienții ăștia se comportă oarecum diferit. De exemplu, gradientul ăsta are foarte mult noise în el din cauza selecției de la exemplele care le folosești, pentru că alegi un subset de exemple și atunci o să introduci destul de mult noise în update, în timp ce gradientul ăsta nu are noise, pentru că nu depinde de X, oarecum. Deci gradientul se comportă mult mai bine. E mult mai simplu și oarecum te face să subestimezi cât de mult noise ai nevoie to deal with in the Adam algorithm, dar e mai bine să-l păstrezi separat. Deci cam asta e ideea cu Adam W. Și un alt lucru care îl face toată lumea e că ei folosesc un learning rate schedule. De obicei, cosine learning rate schedule e foarte folositor. Care e conceptul la cosine learning rate schedule? Ai faza sa inițială în care, the warm-up period, în care tu practic crești learning rate-ul oarecum agresiv până la o valoare destul de mare și după care îi faci decay over time.
ideea la learning rate schedule în general e că dacă ne uităm la minime, cu cât ne apropiem de o soluție, cu atât e bine să scadem learning rate-ul, pentru că dacă avem learning rate-ul prea mare, o să ajungem să sărim între pereți și chiar dacă nu e într-un mod ăsta destructiv în care încep să uiți în sus în loc să cobori, chiar dacă learning rate-ul nu e atât de mare, dar oarecum e prea mare, atunci ajungi să pierzi o mulțime de pași făcând dreapta stânga în locul și să mergi la soluția care trebuie. Și când faci decay-ul, te ajută foarte rapid to like zoom in on the thing that you need. Poate ar fi folositor să spun, am același lucru încearcă să facă și Momentum și același lucru încearcă să facă și Adam. Motivul pentru care le pui pe toate la un loc e pentru că niciuna nu estimează lucrurile corect. Și cu cât aduci mai multe corecții una peste alta, cu atât lucrurile merg mai bine. Cred că o întrebare interesantă e this warming up period, când crești learning rate-ul, la ce e folositor. Stai, unde? Cred că vine un pic mai încolo. Și vine la discuția cu Sharp și Flat Minima, care o să fie în câteva slide-uri. Înainte de asta mai era un alt punct care vreau să-l fac. Deci noi până acum am vorbit despre optimizare și am vorbit despre optimizare împreună cu regularizare sau cu control la mărimea modelului, ca să pot să controlez ca modelul să nu facă overfitting. Un paper care e destul de important pentru field a fost this double descent paper de la Belkin, care îți spune că, ok, de fapt ce se întâmplă, cum crezi capacitatea modelului, arată exact cum se spunea în classical regime, când test error coboară, la un moment dat aici e optim și după care test error crește, numai că dacă continui să crezi capacitatea modelului, începe să scadă din nou. Și întrebarea e, de ce începe să scadă din nou? Și un răspuns intuitiv e, ok, în regimul clasic, tu ai un singur minim undeva care e destul de departe și din cauza asta lucrurile se întâmplă cum se întâmplă. Dacă cum crești capacitatea modelului, atunci o să fie overparametrized. Dacă te gândești la model liniar, când ai mai multe ecuații decât necunoscute ai, atunci modelul e overparametrized. Da, stai. Nu, ai... Anyway, modelul din overparametrizat, mi se pare că am zis lucrurile inverse, mi se pare că am mai multe necunoscute decât ecuația ai. Oricum, modelul devine overparametrized când ai mai mulți parametri decât ai nevoie ca să explici datele și atunci o să existe foarte multe soluții care să-ți dea eroare zero. Și numărul ăsta de soluții crește exponențial. Cu cât fac modelul mai mare, cu atât există multe metode în care poți să explic modelul. Și atunci ce se întâmplă când creezi atât de multe soluții ale problemei? Well, pentru că folosesc procesul ăsta iterativ, atunci o să ajung să mă opresc la o soluție care e foarte aproape de punctul de început. Și cu cât măresc modelul, cu atât soluțiile astea o să devină din ce în ce mai aproape de unde am început. Și asta e ideea lui Belkin. Și în general asta înseamnă că mărimea modelului se comportă ca un fel de regularizer. Pentru că se aduce toate soluțiile astea din ce în ce mai aproape și, de exemplu, dacă eu am început cu un model care are weight-uri foarte mici, atunci o să mă opresc la un model care are weight-uri mici. Deci mărimea modelului se comportă ca un fel de L2, pentru că o să mă facă să mă opresc la o soluție care să aibă small norm. Pentru că soluțiile cu small norm o să apare din ce în ce mai multe și o să fie din ce în ce mai aproape de unde am început eu. Și... De ce sunt lucrurile astea importante? Unul înseamnă că inițializarea e destul de importantă, pentru că tu mereu când... Și, ok, deci unul, aproape ori mereu când rulăm lucrurile în practică, avem modele care sunt overparametrized, care sunt în regimul ăsta modern de care vorbește Belkin, în care ai atât de multe soluții la training error încât ajungi să te oprești la una care e foarte aproape de tine. Deci asta unul e aproape mereu adevărat. Deci sunt niște unknowns acolo când vorbim despre extra large models cu mulți tokeni, dar mă rog, nu ne interesează pe noi chestiile astea. În general, poți să te gândești că ești aproape mereu într-un fel de regim de overparametrization. Și ce înseamnă că ești în un regim de overparametrization și te oprești la o soluție care e foarte aproape de tine? Înseamnă că inițializarea e destul de importantă, pentru că soluția care obții e o funcție de inițializare. Deci dacă inițializezi modelul într-un mod ciudat, atunci o să obții o soluție ciudată care nu o să meargă cum crezi tu de bine. Deci singurul motiv, deci inițializarea e foarte importantă. Deci astea doi și cât de aproape e soluția de unde ai plecat tu, nu e neapărat în diferență între magnitudinea de titas, e mai degrabă legată oarecum și de curvature și de gradienți. Deci tu poți oarecum să modifici cum arată gradienții ăștia ca să faci anumite soluții și mai aproape decât alte soluții. Dar asta e
poate o discuție care e un pic mai complicată. Și cred că aici ce vreau să spun e că ok, învățarea se comportă ca un fel de prior. Deci noi am vorbit inițial că ok, vorbeam de simetriile astea introduse de adâncimea modelului care creează tot felul de bias-uri la ce fel de soluții prefer, pentru că nu poți să reprezinți anumite lucruri, că îți place să ai lucruri simetrice, deci să ai un inductive bias, numai că procesul de optimizare și el introduce un inductive bias. Și asta se întâmplă fie că folosești regularization terms, fie că ai numărul de pași care îți spune ce fel de funcții poți să ai, la ce fel de funcții poți să ajungi prin numărul ăla de pași. Și odată ce crești mărimea modelului, din nou, pentru că folosești procesul de învățare iterativ, ajungi să te oprești la soluții care sunt aproape de tine. Deci toate astea introduc un fel de inductive bias, deci îți alterează ce fel de soluții găsești, care implicit schimbă ce fel de generalizare observi. Ok, și acum cred că o întrebare e ce soluții sunt bune. Deci L2 avea o anumită hipoteză care punea forward, care spunea că soluții sunt bune dacă au norma mică, pentru că soluțiile cu norma mică sunt simple, de aceea trebuie să generalizeze. O altă idee care e destul de populară în spațiul ăsta, de care soluții ar fi bune, sunt soluțiile care sunt flat. Și aici am desenat oarecum, deci asta ar fi un flat minima și asta ar fi un sharp minima. Deci un alt fel de a spune, sunt soluții pentru care hesiana e foarte mică. Și aici putem să ne intuiți de la adversarial example. Deci dacă hesiana e foarte mică, dacă suprafața e super flat și dacă ne gândim la teste ca un fel de perturbare a training set, într-un fel are sens. Deci noi vrem că, ok, să fim într-o chestie în care dacă modificăm un pic lucrurile, să obținem cam același behavior. Și atunci ideea asta, bine, eu teoretic justificare mai complicată în funcție de MDL sau mai știu ce. Deci că o altă ipoteză în spațiul ăsta e că noi preferăm soluții care sunt flat, nu alea care sunt sharp. Și ideea asta e destul de populară și e destul de folositoare și, de exemplu, te ajută să înțelegi de ce, în practică, HGD, care a fost introdus ca o aproximare, care am făcut-o pentru că era prea scump să facem GD, poate să meargă mai bine decât GD. Și motivul e pentru că HGD o să aibă noise și noise ăsta o să te oprească să convergi la o soluție care e sharp. Pentru că un pic de noise o să te facă să sari din minima asta și nu o să poți să faci convergence decât la un flat minima. Îți explică de altfel de ce e bine să ai un learning rate care e mare. Sau, în general, preferi să ai un learning rate care să fie cât de mare poți tu. Și motivația e oarecum similară, pentru că dacă ai un learning rate care e mic, atunci tu poți să cobori în minima asta care e sharp și poți să te oprești aici, care o să ajungă la o soluție care nu generalizează foarte bine. În timp ce dacă ai un learning rate care e mare, nu poți decât să te oprești decât într-un loc unde minima e destul de flat. Dar bineînțeles că ce înseamnă mare, că poți să ai un learning rate care e mult prea mare și atunci îți strică toată treaba. Dar ideea e că de asta, că dată learning rate-ul mai mare e bine, de asta e bine să optimizezi beta 1 și beta 2 în ADAM și câteodată poate să aibă efecte la cât de bine generalizeze, pentru că poate să introducă sau poate să maximizeze efectul la noise-ul ăsta care există în updates-uri, în așa fel încât să nu te lase să faci convergence la o soluție prea sharp. Și cam ăsta e parțial și rolul la warming up, la learning rate schedule, pentru că în prima fază de învățare tu vei pur și simplu să sari până când găsești un bazin de atracție, până când găsești o chestie de genul ăsta, care e destul de flat și după care vrei să ajungi să convergi foarte rapid la flat minima. Deci vrei să ai un learning rate inițial mare, care te ajută să sari de aici pe acolo, până când ajungi în bazinul ăsta, și aici vrei să ai un learning rate care scade, ca să poți să ajungi cât mai repede la minimum de la this flat minima. Și un alt algoritm, nu cred că o să mai am timp eu să-l explic foarte bine, SAM. Nici măcar nu știu dacă puteți voi să-l folosiți, nici măcar nu știu dacă există în PyTorch, dar e destul de popular. E un algoritm care se folosește exact de ideea asta și care ce încearcă este să găsească doar soluții care sunt flat. Și ce fel face lucrul ăsta? Deci în loc să urmărești gradientul, deci tu ești în punctul ăsta, în mod normal tu ai urmărit gradientul și ăsta ar fi pasul care l-ai face dacă ai face gradient descent. Dacă faci SAM, ce face? Că tu iei un pas în direcția opusă a gradientului, deci încerci să crești loss-ul, ajungi în punctul ăsta verde,
calculezi gradientul în punctul ăsta și te întorci înapoi în punctul în care erai și aplici gradientul ăsta în loc să aplici gradientul tău normal. Deci aplici gradientul calculat la pasul care te duce în direcția opusă, unde ești tu. Și ideea principală e că dacă faci lucrul ăsta, atunci tu mereu te uiți în jurul tău să vezi unde ai curvature care e cât mai mare și încerci să iei o direcție încât să minimizezi curvature-ul in the worst case scenario. Deci mereu te uiți la worst case scenario în jurul tău, care ar fi direcția unde curvature-ul meu cel mai nu se comportă bine și încerc să-l minimizez exact acolo curvature-ul. Deci cam asta ar fi SAM și e destul de folositor. Adică multă lume zice că SAM chiar te ajută să obții soluții care generalizează mai bine. Ok, înainte să continui, sunt întrebări? Aș avea o întrebare. Good. Ai spus că pentru a scoate cât mai mult din Adam ar trebui să ne jucăm cu beta, care pentru mine, ca fiind începător, încă e, nu știu, un parametru destul de complex. Cum am putea să ne jucăm cu el în practică? Adică learning rate-ul îl înțeleg la un nivel superficial, dar beta încă mi se pare puțin ciudat, fiind prima oară pentru el. Practic e la fel, faci un fel de grid search. Cred că ce e important să te gândești la beta e care e efectul beta. Deci când faci un fel de moving average, asta e ca un fel de exponential decay. Dacă mă uit la diferența, să zic, din beta să fie 0.999 față de 0.99, diferența e foarte mare. Dacă mă uit la diferența dintre 0.99 și 0.5, diferența e mai mică. Deci, practic, din nou, e un fel de scară logaritmică și cu cât te apropii de 1, cu atâta o schimbare mică la beta o să aibă un efect mult mai mare. Deci, când încerci să încerci valori de beta, oarecum trebuie să te gândești la același lucru, că nu vrei să le iei, nu știu, nu vrei să iei un interval să-l împarți în părți egale și să spui, ok, merg între 0.5 și 0.99 și fac 0.5, 0.7, trebuie să ai mult mai multă rezoluție sau mult mai multe valori să le încerci aproape de 9. Sau modificarea acolo contează mult. Dar, în general, nu cred că e neapărat primul lucru la care aș pleca, dar dacă nu ai alte sugestii la cum să faci modelul să meargă mai bine, câteodată e destul de folositor să încerci, nu știu, 2-3 valori pentru beta în care să fie în jurul la soluțiile de default. Nu mai știu care e default. Mi se pare că e 0.95, dacă nu greșesc, la beta 1. Nu mai știu cât e beta 2. Aș pleca de la valorile de default, pentru că de obicei funcționează destul de bine, și să încerci, nu știu, o valoare un pic mai mică și o valoare un pic mai mare, doar că să ții cont de chestia asta cu rezoluția, că nu e foarte liniară. Ok, mulțumesc mult. Nu am nicio problemă. Ok, mai am 3 minute. Nu cred că o să termin slide-urile. În schimb, mai continui pentru un pic să văd unde ajung. Ok. Ce vreau să mai zic? Ok. Asta poate e o problemă un pic mai... ok, poate e important pentru că ajung la normalizare. Cred că ce e important e că ai două metode de a controla cum arată the curvature hessiană asta al modelului. Una este... pur și simplu, sau cum poți să folosești hesiana. Deci una e, dacă ne gândim în optimizare, că o calculezi și după care corectezi step-ul care îl faci în funcție de valoarea la care o are hesiana. Celălalt e că poți să modifici funcția ta, deci poți să schimbi, deci dacă am, ok, care este intuiția? Dacă am o parametrizare a modelului care arată așa, atunci poți să găsesc o altă parametrizare. Pentru relu e din nou foarte simplu, e mai complicat pentru alte lucruri, dar pentru relu e foarte simplu. Poți să găsesc o parametrizare echivalentă, de exemplu mulțesc la layerul ăsta 1 pe alfa și layerul ăsta cu alfa. Și ce face parametrizarea asta? Practic ajung să am exact aceeași funcție, dacă mă uit, în funcție de x, deci pentru același x obțin același y, ca înainte. Funcția mea aici nu s-a schimbat ca o funcție de x. În schimb, dacă mă uit la hesiana cu respect de parametri, pot să schimb curvature-ul. Și la ce e folositoare ideea asta? Ideea e că în loc să calculezi hesiana și să încerci să corectezi, ce poți să faci? Poți să deparametrizezi modelul în așa fel încât hesiana să fie, de exemplu, identity sau hesiana să fie ceva simplu, ca să nu trebuiască să faci, să nu trebuiască să corectezi update-ul. Și, de exemplu, PathGD merge un pic în direcția asta când încearcă să scoată, să scape de un degree de freedom.
după care mai ai chestii, stai cum se numește algoritmi, nu am pus citarea aici, dar mă rog, mai algoritmi care fac, care sunt complicați și care nu-i recomandă. Sunt algoritmi care încearcă să cred că natural gradient, nu natural gradient set, nu mai știu cum se numește paper-ul. Dar mă rog, sunt algoritmi în care tot ce face că din când în când, din K-pași, deci o dată la 1000 de pași sau mai știu eu ce, reparametrizezi modelul tău în așa fel încât Hessiana, de exemplu, să devină identity, să fie matricea de identitate și atunci nu trebuie să mai faci nimic la update-urile tale. Update-urile tale o să fie oarecum optime, fără să trebuiască tu să calculezi nimic. Și dacă te uiți prin matea aia, nu o să ne uităm la matea aia, dar dacă te uiți, practic, cam asta e ce fac și layer norms. Și de asta mi s-a părut interesant și vreau să explic în felul ăsta. Deci cum au fost introduse layer norms, de exemplu batch norms sau layer norms sau, mă rog, normalization layers, ele ce încearcă, un mod de a le înțelege cel probabil cel mai bine, e că te gândești la cum sunt distribuite sau cum arată activările la layerele intermediare și te gândești la cum se propagează gradientul prin modelul tău. Deci dacă mă uit la chain rule și văd cum e gradientul flow, te poți să vezi că dacă poți să intri în regimuri în care gradientul tău devine din ce în ce mai mic, cum cobor prin layere sau activările devin din ce în ce mai mici, cum plec de jos și urc în sus, și layer norm încearcă, sau batch norm încearcă să corecteze lucrul ăsta. Deci batch norm practic renormalizează lucrurile la fiecare, renormalizează activările, în așa fel încât activările mereu să fie cam în același range. Și din cauza asta, activările nu pot să dispare, deci nu pot să am efectul ăsta cu cât urc mai sus în model, activările mele devin o constantă și în același fel controlează și gradientul și îl face să comporte mult mai bine. Și din cauza asta layer norm sunt atât de folositoare pentru că oarecum face corecția asta într-un mod care e foarte ieftin și e foarte practic. Nu știu dacă am explicat eu foarte bine, dar cred că tot ce vreau să spun e că poți, din mod definitiv poți să te gândești la normalization layers from the signal propagation perspective și să înțelegi că tot ce face, că corectează local și face, se asigură ca semnalul când faci forward, când te uiți în sus și când faci backwards, să nu dispară, să mereu să ai semnal ca să poți să înveți. Și acum întrebarea e că cum faci normalizările astea și acum ai mai multe opțiuni. Batch norm era foarte popular la un moment dat, care ce face că practic vrei să, pentru fiecare neuron în parte, te uiți la un mini-batch și vrei ca activarea neuronului respectiv, pentru batch-ul respectiv, să varieze, nu știu, aibă, să fie între, mă rog, e normalizat cu o gaussiană, dar, mă rog, să fie între, să varieze într-un regim normal. Deci, practic, ce face? Calculezi un min, calculezi standard deviation, vrei să spui că minul la neuronul ăsta pe mini-batch să fie 0 și standard deviation să fie 1. Și, deci, ăsta este batch norm. Acum, mai nou, cred că toată lumea folosește layer norm. Motivarea e oarecum e similară, numai că în loc să normalizezi la activitatea neuronului peste mini-batch, normalizezi activarea peste layer, peste toți neuronii. Vrei să spui că, ok, dacă mă uit la activările la un neuron, pentru orice exemplu, să arate ca un fel de unit Gaussian, deci să aibă min 0 și să aibă standard deviation 1. Matematic e un pic mai, din punctul meu de vedere, e un pic mai dubios ce face layer norm. În schimb, empiric e un pic mai stabil decât batch norm, pentru că nu mai depinde de mini-batch, nu mai depinde de exemplele care le alegi tu. Oarecum e o transformare mai stabilă, care merge într-un mod mai bine și e practic ce e folosit aproape mereu cu transformers. Matematic vorbind, dacă te uiți la paper-ul care a introdus layer norm, practic tot ce spune e like, oh, ce, dacă facem batch norm, ce se întâmplă dacă nu avem un mini-batch, well, hai să normalizăm pe axa asta diferită, pentru că aici putem. Deci e un pic dubios cum a fost introdus matematic, din punctul meu de vedere, și poate încă rămâne un pic dubios ce înseamnă că face normalizarea asta matematic, dar intuiția mereu e cam aceeași și cam asta face layer norm. Deci te ajută ca semnalul să se propagheze cum trebuie prin model. Ok. Am să mă opresc aici, eu mai am slider, mă opresc aici, o să vorbesc cu Miruna să văd dacă mai găsesc un interval în care pot să continui slide-urile mele. Vreau să, ca idee, vreau să mai vorbesc un pic despre continual learning, care e posibil să vă ajute și ce mai aveam aici.
Da, și cred că ceva despre like the block structure la un transformer.